Vrem să aflăm cât mai multe detalii de la doamna Carolina Pârcălab despre cum putem folosi comerțul electronic pe această perioadă a crizei și mai mult decât îl foloseam până acum. Care sunt participanții la comerțul electronic și raporturile între acestea? Cum folosim documentele electronice și semnăturile electronice și cum schimbă economia digitală parametrii concurențiale ai comerțului electronic? Dar nu numai. Așa că o invităm pe doamna Carolina Pârcălab să împărtășească cu noi prezentarea foarte bine structurată pe care a pregătit-o astăzi pentru acest eveniment în mod special. Importanța sau tematica pe care o dezbatem astăzi de comerț electronic este una actuală pentru Republica Moldova și în minutele care urmează, care sunt dedicate prezentării mele, voi discuta despre aspectele juridice și problemele juridice, confuziile care sunt create sau apar în legătură cu interpretarea legii comerțului electronic, confuziile legate de modelele de business care există acum de comerț electronic în spațiu online și modul în care ele se încadrează în definițiile legale conținute în lege. Vom discuta despre cum necesitățile cumpărătorului schimbă comerțul electronic și normele de protecție online. Pentru că până la urmă cumpărătorul este cel care, sau necesitățile cumpărătorului sunt cele care sunt unul dintre motoarele primordiale de dezvoltare a diferitelor aplicații de comerț electronic, care acum se dezvoltă și cu siguranță se vor dezvolta și cu siguranță vor fi mult mai multe. După cum am menționat și la începutul evenimentului nostru, la deschiderea evenimentului nostru, legea comerțului sau reglementarea comerțului electronic nu este străină pentru Republica Moldova. Avem o lege a comerțului electronic care a fost adoptată din anul 2004. Accentul reglementărilor existente la acel moment și la momentul din 2004 până în 2017 se punea în special pe specificul de activitate de antreprenoriat al comerțului electronic și respectiv pe reglementarea aspectelor care apăreau în raporturile dintre vânzătorii și cumpărătorii și intermediarii ca participanți la raporturile de comerț electronic. În 2017 am avut reglementările de comerț electronic în Republica Moldova au cunoscut o dezvoltare, o schimbare prin faptul că în lege au fost transpuse reglementările directivei europene privind comerțul electronic. Și această modificare crucială, să zicem așa, pentru acest domeniu, constă în sau a rezultat în apariția unor confuzii legat de înțelegerea sau interpretarea unor definiții, în special dacă ținem cont de faptul că la acel moment sau transpunerea a avut loc în asemenea mod, încât norme vechi din legea comerțului electronic existente din 2004 s-au menținut și legea a fost completată cu norme noi din directiva europeană. Logica de reglementare a normelor de comerț electronic care există la nivelul european puțin diferă de logica de reglementare juridică a comerțului electronic care exista în 2004. Motiv pentru care au apărut sau ceea ce avem acum poate fi considerat ca existența unor bariere în dezvoltarea și interpretarea activităților de comerț electronic. Legea comerțului electronic existent actual nu este o lege rea. Deci există mulți critici la adresa ei, dar ea nu este o lege rea. În principiu, legea stabilește cadrul normativ necesar pentru a desfășura o activitate de comerț electronic în Republica Moldova, dar nu este una autosuficientă pentru a defini acest fenomen. Și nici nu trebuie să fie, pentru că legea nu trebuie să fie un manual pentru o anumită activitate.
Legiuitorul trebuie să stabilească doar cadrul de bază, criteriile necesare pentru a asigura protecția raporturilor juridice, protecția participanților la raporturile juridice, precum și unele elemente de supraveghere din partea statului în ceea ce privește activitatea participanților în acest domeniu. De aceea, pentru persoanele care doresc să cunoască mai bine, să studieze mai bine comerțul electronic și pentru persoanele care doresc să se implice în această activitate și pentru persoanele care doresc să, în special juriștii, care doresc să analizeze reglementările juridice și limitările care există la momentul actual pentru această activitate, nu este suficient să citească doar legea comerțului electronic. Comerțul electronic fiind, de fapt, sau esența comerțului electronic constând în tranzacții civile de transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor, precum și prestarea serviciilor într-un domeniu specific, da, într-un domeniu neobișnuit, într-un mediu neobișnuit, oricum rămâne a fi o activitate deci sunt tranzacții civile care se supun, sau activitate economică care se supune acelorași reguli și principii la care sunt supuse și activitățile economice din realizate prin modalități tradiționale. Deci dacă vorbim de comerț electronic, atunci aspecte importante cum sunt încheierea tranzacțiilor civile, desfășurarea activităților economice, inclusiv cele de întreprinzător, modul în care se realizează plățile electronice, modul în care se utilizează documentele electronice și modul în care noi folosim semnăturile digitale, care este impozitarea veniturilor, cum este reglementat accesul la infrastructura informațională, cum sunt protejați consumatorii, cum se realizează protecția datelor caracter personal, cum se realizează protecția proprietății intelectuale. La toate aceste întrebări, legea cu privire la comerțul electronic nu o să răspundă, pentru că răspunsurile pot fi găsite în celelalte acte normative, legislative, generale, cu caracter general, aplicabile tuturor activităților sau activității economice în general. Și aici normele, în primul rând, se aplică, în primul rând trebuie să atragem atenție la reglementările de drept civil, reglementările codului civil, reglementările codului fiscal. Nu trebuie de uitat reglementările legii concurenței, reglementările cu privire la publicitate, precum și multe alte acte normative care reglementează activitatea economică în Republica Moldova. După cum spuneam mai devreme, nici legea comerțului electronic și nici alte legi pe care tocmai am enumerat-o, nu are dorința sau nu are tendința de a deveni un manual de descriere cum trebuie să faci sau cum trebuie să realizezi comerț electronic sau cum trebuie să vinzi mărfurile în spațiu online. Comerțul electronic este un domeniu complex, foarte vast și pentru a cunoaște acest domeniu nu este suficient doar analiza reglementărilor legislative. De fapt, legea, reglementările comerțului electronic vin întotdeauna cu întârziere față de dezvoltările care au loc în domeniul online, dezvoltările aplicațiilor electronice care apar, de comerț electronic care apar în fiecare zi, poate chiar și în acest moment cineva creează o aplicație nouă care va revoluționa raporturile dintre comercianți. De fapt, unul dintre motivele pentru care am sesizat necesitatea inițierii discuțiilor asupra reglementărilor de comerț electronic sunt definițiile care sunt conținute în aceste legi, în această lege. După cum vă spuneam, legea actuală, versiunea actuală a legii comerțului electronic este o simbioză între normele existente în 2004 și normele europene transpuse din directiva europeană. Ca rezultat, actualmente, dacă citim atent definițiile din această lege, vom observa că avem două definiții a comerțului electronic, una limitativă și alta generală. Deci, în principiu, putem să zicem că, în opinia mea cel puțin, există un conflict între aceste două definiții
Și aici această problemă nu este o problemă pur teoretică, este o problemă de determinare a limitelor comerțului electronic ca și activitate, ca și activitate economică. Deci dacă o să vedem în legea, în legea noastră, avem definiția de comerț electronic, definită ca o activitate de întreprinzător, și pe de altă parte avem definiția de serviciu al societății informaționale, care e o definiție mult mai largă. Societatea informațională reprezintă un domeniu foarte larg și unul dintre elementele societății informaționale sau serviciilor de societate informațională o reprezintă vânzarea de bunuri online. Deci acest lucru se vede chiar, este prevăzut expres actualmente în, în legea noastră. Care este problema practică din această, pe care o vedem noi, o identificăm noi din cauza că există aceste două definiții? Prima întrebare care apare e dacă noi într-adevăr avem nevoie de o definiție a comerțului electronic, definiție legală. Pentru că dacă o să analizăm legislațiile țărilor unde comerțul electronic a ajuns la un nivel avansat, o să observăm că în aceste legi nu se conține o definiție de comerț electronic și lipsa acestei definiții cumva nu a împiedicat dezvoltarea acestui domeniu. Noi, Republica Moldova, din păcate, suntem deseori prizonieri al definițiilor juridice și prin aceasta iar definițiile care sunt conținute în lege le folosim pentru a înțelege fenomene complexe, fenomene care deseori depășesc cu mult definițiile legale. În special pentru un asemenea domeniu cum este comerțul electronic, care iubește flexibilitate, care iubește libertate, definițiile legale sunt strict contraindicate. Definiția existentă de comerț electronic practic exclude din sfera subiectelor care pot desfășura activități de comerț electronic organizațiile neguvernamentale care nu sunt subiecte activității de întreprinzător, liberii profesioniști, de asemenea exclude practic modelul de comerț electronic C2C, atunci când la comerțul, la actul de comerț electronic participă persoanele fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător. O recomandare în acest sens ar fi excluderea definiției de comerț electronic, pentru că definiția de serviciu al societății informaționale este suficient, mai mult decât suficient pentru a stabili anumite elemente definitorii ale acestei activități. Și pentru a exemplifica acest lucru, vreau să punem în discuție definiția de comerț electronic care există la nivel european, o definiție elaborată în scop statistic. Deci nici la nivel european, nici la nivel internațional nu există o definiție a comerțului electronic juridică, legală, și definirea acestui fenomen se face doar pentru în urmărirea unor scopuri înguste, pentru a înțelege acest fenomen decât pentru a-l încadra în anumite limite definitorii. Deci în scopuri statistice la nivel european, comerțul electronic este vânzarea și cumpărarea de bunuri și servicii. Și dacă observați din această definiție, cercul subiectelor este mult mai larg. Este vorba de firme, gospodării casnice, persoane fizice, organizații. Și de asemenea se pune accent pe mediul unde se realizează aceste tranzacții, în internet sau prin alte rețele computerizate. Din această definiție, precum și definiția de serviciu de societate informațională pe care noi deja o avem în lege, pot fi identificate elementele definitorii ale comerțului electronic, și anume faptul că această activitate se desfășoară prin mijloace electronice. Această activitate este o activitate oneroasă pentru că presupune o remunerare pentru furnizorul de servicii de societate electronică. Această activitate presupune că furnizorul și destinatarul de servicii nu se află fizic în același loc și comerțul electronic este o activitate efectuată la cererea individuală a destinatarului.
Un alt aspect esențial, care e definitoriu al comerțului electronic, de care nu trebuie să uităm, este că, în primul rând, comerțul electronic ține de vânzarea și cumpărarea bunurilor și serviciilor. Deci este, de fapt, o activitate de transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor sau de prestarea serviciilor, executarea lucrărilor într-un mediu, în mediu online. Definiția juridică, definiția legală pe care am identificat-o acum, în coroborare cu alte reglementări din legea comerțului electronic, îngustează și mai mult subiecții care pot participa la această activitate. Deci aici, în special în perioada aceasta de pandemie, când practic peste noapte agenții economici, cei din domeniul retail-ului, cei implicați în comerțul cu amănuntul, în special cu produse nealimentare, s-au văzut în imposibilitatea de a activa și peste noapte au trebuit să-și schimbe modalitatea de activitate, datorită faptului că din modalitățile de realizare a comerțului cu amănuntul rămăsese până la excluderea restricțiilor, până la ridicarea restricțiilor, rămăsese doar comerțul electronic. Și aici au apărut foarte multe întrebări din partea, în special din partea întreprinderilor mici și mijlocii, legate de modalitatea în care sau formalitățile care trebuie îndeplinite pentru a putea desfășura activitatea de comerț electronic. Lăsând la o parte faptul că sau divergențele de definire a acestui fenomen și de încadrare a activităților lor în dacă este comerț electronic sau nu, dar vreau să vă zic că au existat foarte multe discuții, au existat întreprinderi care au renunțat la inițierea unei afaceri online din cauza neclarităților definitorii și de interpretare, din frica de a nu fi ulterior sancționați pentru că nu au respectat sau nu sau au desfășurat o activitate neîncadrându-se în anumite criterii. Deci, ca să nu lungesc vorba, momentele care sunt critice, în opinia mea, din lege și care ar trebui fie excluse, fie modificate, ține de obligația prevăzută în lege de înregistrare la Camera Registrării de Stat. Deci legea în mod expres prevede apariția dreptului de a efectua comerț electronic din momentul înregistrării la Camera Registrării de Stat. În primul rând, Camera Registrării de Stat deja nu mai există. În al doilea rând, nu toți agenții, inclusiv agenții care desfășoară activitatea de întreprinzător, sunt înregistrați sau necesită a fi înregistrați în registrul persoanelor juridice la Agenția Servicii Publice, cum ar fi, de exemplu, gospodăriile țărănești. Și este inexplicabilă cerința sau situația în care gospodăriile țărănești, care sunt acum actualmente înregistrate la primării, în limita unităților administrativ-teritoriale unde activează, ar trebui să fie excluse din cercul persoanelor care ar putea să desfășoare comerț electronic fără necesitatea înregistrării suplimentare la ASP în una din formele organizatorico-juridice prevăzute de lege. Cu atât mai mult că comerțul electronic ar oferi o oportunitate destul de bună pentru gospodăriile țărănești de a-și realiza producția. În țările dezvoltate există, dacă o să analizați, există platforme create special pentru agricultori, pentru mici agricultori, prin intermediul cărora aceștia identifică potențiale cumpărători și își realizează producția. O altă problemă pe care am descoperit-o de fapt datorită pandemiei este necesitatea de notificare a magazinului online la autoritatea publică locală. Deci dacă vorbim de municipiul Chișinău, la primăria Chișinău. Aceasta nu este o problemă de a depune notificarea pentru inițierea unei activități unui magazin online,
în situații obișnuite, atunci când avem timp să pregătim toate documentele, atunci când avem timp să obținem toate răspunsurile la toate întrebările noastre de la autoritățile publice, dar în cazuri critice, în cazuri, așa cum s-au pomenit agenții economici acum în perioada pandemiei, notificarea a creat un deranj, un disconfort destul de mare pentru mulți antreprenori care au dorit să treacă de la modelul tradițional de business la modelul online. Cu atât mai mult că necesitatea notificării vine în contradicție cu prevederile legii comerțului electronic actual, care exclude orice autorizare prealabilă pentru a iniția o activitate de comerț electronic. Și acest lucru este un aspect care este caracteristic pentru caracterul flexibil al comerțului electronic. Mai mult ca atât, el rezultă și din principiile internaționale de reglementare a comerțului electronic, principalele dintre care fiind principiul echivalenței funcționale, offline-ul și online-ul trebuie să se bucure de aceeași recunoaștere legală, nu trebuie să existe o discriminare între aceste modalități de desfășurare a activității economice, principiul reglementării cadru, în baza căruia legislatorul trebuie să se limiteze la stabilirea unor reguli de bază de joc pentru comerțul electronic, fără a intra în detalii și fără a stabili restricții suplimentare care nu sunt necesare pentru acest domeniu și care ar putea să pună piedici în dezvoltarea acesteia, și principiul neutralității tehnologiei, care prevede că legislatorul, la elaborarea normelor de reglementare a comerțului electronic, nu trebuie să facă o distincție între formele de comerț în dependență de tehnologia care este utilizată. O altă dilemă cu care s-au ciocnit antreprenorii noștri și întrebarea pe care noi am auzit-o în rândul clienților noștri este: ce este totuși comerț electronic și în ce moment noi suntem, devenim participanți la comerț electronic și în ce moment ceea ce facem nu este de fapt un comerț electronic și respectiv nu suntem îndreptățiți să beneficiem de acea exceptare de la activitatea comercială pe timp de pandemie. Este dificil de a stabili o delimitare strictă și nici nu este necesară o asemenea delimitare. Evident, ea a devenit crucială în perioada aceasta când antreprenorii încercau să stabilească domeniul de legalitate pentru ca să poată să-și continue activitatea, dar în mod obișnuit acest lucru nu ar trebui să creeze careva dificultăți. Dacă ne uităm în literatura de specialitate, diferența dintre comerțul tradițional, comerțul electronic pur și comerțul electronic parțial ține de operațiunile care sunt realizate și care din operațiuni sunt realizate în mediul fizic și care operațiuni sunt realizate în mediul digital. Păi iată, în tabela care o vedeți acum, în cazul tranzacției 1, toate operațiunile, toate activitățile care țin de comandă și plată pentru bunurile sau serviciile solicitate, activitățile ce țin de procesarea comenzii, activitatea ce ține de livrarea comenzii, dacă toate aceste activități au loc în mediul fizic sau dacă una dintre aceste activități are loc în domeniul fizic, atunci această tranzacție nu ar fi o tranzacție de comerț electronic pur sau nu ar fi o tranzacție, în genere nu ar fi o tranzacție de comerț electronic. Tranzacția electronică sau tranzacția de comerț electronic pur, în special, se întâlnește la comercializarea bunurilor intangibile, la comercializarea bunurilor digitale, atunci când practic nu există niciun contact cu mediul fizic, așa să zicem. Subiectul pe care mi l-am propus astăzi să-l discutăm
ține și de confuziile legate de participanții la comerț electronic, în special datorită definițiilor care au fost preluate din directiva europeană. Dacă până la transpunerea directivei, legea comerțului electronic vorbea doar de vânzător, cumpărător și intermediar, actualmente noi vorbim deja de trei categorii. Intermediarul a rămas, dar au apărut furnizorii de servicii de societate informațională și destinatarul serviciului de societate informațională. Este o definiție sau sunt niște noțiuni mult mai reușite decât noțiunea de vânzător și cumpărător, pentru că aceste definiții pot reda mult mai clar și mult mai larg sau oferi o sferă mult mai largă participanților la comerț electronic, fără a fi încadrați într-o anumită categorie. Dar dacă am vorbit mai simplu pentru ca să înțelegem cine, care dintre participanți merește și în care categorie, atunci, de exemplu, vânzătorul din tranzacția de comerț electronic care vinde prin magazin online ar fi un furnizor de serviciu de societate informațională, iar cumpărătorul ar fi un destinatar al serviciului de societate informațională. În ceea ce privește intermediarul, în directiva europeană acest subiect nu apare ca o categorie separată și nu în zadar, pentru că serviciile pe care le oferă intermediarul ar putea să fie încadrate în serviciile de societate informațională, respectiv ar putea să fie furnizor de asemenea servicii. De ce este important de cunoscut această delimitare între aceste trei categorii de subiecte? Pentru că legea stabilește răspunderea specifică pentru fiecare în parte. Furnizorul de servicii, fiind de fapt inițiatorul unei tranzacții online, este responsabil pentru informația care este plasată online, este responsabil pentru respectarea unor limite suficiente pentru a se identifica, pentru a identifica produsul pe care îl oferă publicului, pentru a identifica elementele esențiale ale tranzacției care urmează a fi încheiată. De ce apare necesar acest lucru? Pentru că mediul în care este încheiat tranzacția este diferit. Dacă la magazinul de la colț noi putem să mergem și să aflăm toată informația în mediul fizic, imediat, în spațiul online este destul de dificil de făcut acest lucru. În afară de acești participanți pe care am menționat, la raportul de comerț electronic participă și alte persoane, alți participanți care sunt indispensabili și rolul cărora poate fi văzut din roadmap-ul pe care îl propunem în acest moment al unei tranzacții de comerț electronic. Este un exemplu simplu. Această tranzacție se referă la livrarea unui bun tangibil, deci un bun care poate fi identificat, care material, să zicem, un obiect din lumea fizică. Și dacă o să urmăriți toate cele șase etape, la aceste etape pot apărea diferiți actori, diferiți participanți, în afara vânzătorului și cumpărătorului, care vin în susținerea pentru realizarea acestei tranzacții. Deci o tranzacție de comerț electronic, în mod obișnuit, inițiază prin accesarea spațiului de vânzare a bunurilor din internet, de regulă un site de comercializare a bunului. Cumpărătorul identifică bunul și plasează comanda. Vânzătorul acceptă comanda, plata online, care poate fi făcută online sau părțile pot conveni că această plată să se facă la momentul livrării sau recepționării bunului. Are loc livrarea bunului, dacă vorbim despre un bun tangibil, atunci avem nevoie de o societate de transport, de un transportator, fie un prestator de servicii poștale, fie un curier, fie o întreprindere care prestează servicii de livrare, de transport. La primirea comenzii, la primirea bunului, consumatorul are dreptul să accepte sau să respingă comanda și în cazul în care a respins comanda, este în drept să depună reclamație.
după care are loc fie o soluționare amiabilă a neînțelegerii, fie soluționare judiciară, ceea ce evident nu este soluția cea mai dorită. Deci da, în acest lanț nu apar doar vânzătorul și cumpărătorul, pot apărea și alți actori, pot apărea și alți subiecti. Acum, exemplul pe care l-am invocat este un exemplu foarte simplu. În practica comerțului electronic pot exista și exemple mult mai complexe despre care o să vorbim în cele ce urmează. Dar, după cum am menționat și de la bun început, participanții obligatorii la o tranzacție de comerț electronic sunt părțile acestei tranzacții, vânzătorul și cumpărătorul de bunuri și servicii. În ambele categorii, după cum observați acum pe slide-ul care este pe ecranul dumneavoastră, în ambele categorii subiecții pot fi aceiași, deci cercul de subiecți este același. Vânzători, atât vânzători cât și cumpărători pot fi întreprinderile, pot fi liberii profesioniști, pot fi organizațiile neguvernamentale sau persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător sau chiar autoritățile publice. Și în dependență de combinările care se au loc, deci tranzacțiile sau părțile tranzacțiilor, vorbim despre așa numitele binecunoscutele acronime B2B, B2C, B2G, iar mai recent chiar B2B2C. Deci și lista poate să continue. Deci pot apărea modele și mai noi, pentru că comerțul electronic și internetul poate să ne surprindă. De ce este important de a cunoaște aceste subtilități? Tranzacțiile, în dependență de exemplu, tranzacțiile B2B se vor deosebi de tranzacțiile B2C. Și asta nu este caracteristic doar spațiului online. În modul tradițional de desfășurare activității, de încheierea tranzacțiilor civile, se aplică același regim, același statut, pentru că consumatorii sunt priviți ca o categorie de subiecți vulnerabili, care necesită o protecție suplimentară, spre deosebire de profesioniști care atunci când cumpără dispun de cunoștințele și de infrastructura necesară pentru a se proteja și pentru a își executa și a-și realiza necesitățile din activitatea lor economică. O reglementare deosebită în legea cu privire la comerțul electronic atenție deosebită se bucură furnizorul de servicii de societate informațională, care este, să zicem așa, vânzătorul, în cazul în care dorește să desfășoare o asemenea activitate. Furnizorul de servicii va trebui să respecte o limită de obligații juridice impuse prin lege legate de informarea destinatarilor de servicii. Va trebui foarte atent să-și organizeze informația pe care o va plasa pe site-ul său și care va include informații detaliate, clară, precisă, care n-ar putea să ducă, deci nu trebuie să aducă, să creeze confuzii sau să creeze dificultăți de identificare a furnizorului sau a bunurilor și condițiilor lui de tranzacționare. În afară de aceasta, furnizorul trebuie să țină cont de protecția datelor cu caracter personal și aici obligațiile care sunt impuse în sarcina furnizorului nu diferă de obligația altor operatori de date cu caracter personal, menținându-se și pentru ei obligația de a obține consimțământul de la consumatori înainte de a le procesa datele, de a informa consumatorii despre datele care vor fi prelucrate, despre scopurile și termenile prelucrării, de a notifica operațiunea de prelucrare la Centrul pentru Protecția Datelor și de a respecta cerințe minime de securitate a datelor. Spuneam la început că comerțul electronic sau unul dintre motivul mobilul
de dezvoltarea comerțului electronic sunt necesitățile cumpărătorului. Și aceste necesități, în perioada actuală, observăm că se modifică, evoluează, devin tot mai sofisticate și ca răspuns la aceste necesități, la aceste solicitări, vin comercianții, vin furnizorii de soluții informaționale, care face ca comerțul electronic și raporturile de comerț electronic să fie mult mai simple. Cumpărătorul vrea să cumpere oriunde și oricând. Deci activitatea lui de, ca participant la comerț electronic devine omniprezentă. Cumpărătorul dorește confort. Vrea informație accesibilă și informație sigură legată de servicii de plată, servicii de și livrare rapidă. Cumpărătorul dorește interacțiune. În ce constă interacțiunea? Cumpărătorul dorește acum să își împărtășească experiența de cumpărare, dorește să afle opinia altor cumpărători legate de cumpărături și cumpărătorul dorește personalizare. Vrea produse și servicii personalizate, vrea produse și servicii care ar fi adaptate la propriile necesități. În această trăsătură a dus, de exemplu, în ceea ce privește publicitatea, publicitatea actualmente seamănă mai mult a un dialog între comerciant și cumpărător decât un monolog, ceea ce vedeam până acum în formele tradiționale de publicitate. Aceste necesități, pe de o parte, fiind necesitățile cumpărătorului, creează riscuri mari de protecție, de siguranță, tot pentru cumpărător, riscuri mari la care legislația trebuie să răspundă. Deci, omniprezența, confortul, interacțiunea și personalizarea presupune un flux de date la o viteză rapidă, pe o arie extinsă, care nu poate fi controlată. Și respectiv, uneori, cumpărătorii singuri își creează riscuri sau pericole pentru viața personală, pentru securitatea propriilor date, inclusiv pentru securitatea datelor bancare. În același timp, un efect pozitiv al acestor necesități a cumpărătorului este apariția unor aplicații noi de comerț electronic sau apariția unor forme noi de comerț electronic, inclusiv așa numitul internet al lucrurilor sau smart cities. Deci nu este deja o noutate pentru nimeni și nu o să faci pe nimeni să se mire de existența unui frigider care o să facă comanda online pentru stăpânul său. Da, inclusiv va iniția și un proces de plată online sau ar putea să apară în curând automobile care ar face online comanda de combustibil, inclusiv inițierea plăților online pentru stăpânilor, așa să zicem. Da, și toate aceste necesități au dus la apariția unor modele noi de business, modele de business care nu pot fi încadrate sau limitate, pentru că ele se dezvoltă și apar în fiecare zi, denumirile lor sunt diverse, necesită a fi analizate, studiate fiecare în parte. Inclusiv au dus la apariția așa numitor piețe electronice, care actualmente reprezintă preocuparea studiului atât în Republica Moldova, cât și la nivel internațional. Este destul de dificil de a defini o piață electronică, este destul de dificil de a face o clasificare exactă a piețelor electronice. Oricum, dacă analizăm cunoștințele care au fost generate și există actualmente în doctrina comerțului electronic, observăm că există trei categorii principale de piețe electronice. De ce vreau să aduc atenție dumneavoastră acest subiect? După părerea mea, aceste modele de business ar putea fi o ilustrare de modele de business care ar putea să fie preluate și de participanții la comerțul electronic în Republica Moldova. Deci piața electronică
Prima categorie de piețe electronice despre care este identificată este piața electronică privată, care mai este creată după principiul 1 către 1 sau 1 către mulți. Aceste piețe electronice pot fi inițiate fie de cumpărător, fie de vânzător. Deci sunt în special în raporturile B2B, tranzacțiile unde participă profesioniștii, cumpărătorii ar putea și ei să inițieze tranzacții de comerț electronic. De exemplu, un producător de autoturisme ar putea să creeze un site unde să plaseze comenzi și să solicite prezentarea ofertelor din partea unui vânzător sau din partea mai multor sau chiar comenzi deschise publicului larg. Aceste tipuri de piețe electronice sunt dificil de gestionat pentru întreprinderile care au resurse financiare limitate, fiindcă necesită o gestionare a sistemului informațional care poate fi destul de costisitor. Un alt exemplu de piață electronică este piața electronică de tip consorțial, specificul căreia este că gestiunea acestei piețe se face de un grup de întreprinderi, nu de o singură întreprindere. Un exemplu de o asemenea piață electronică de tip consorțial poate servi platforma Covisint, o platformă care a fost creată de un grup de producători de autoturisme și care este creată în special pentru a îmbunătăți lanțul de aprovizionare în acest domeniu. Piața electronică de tip consorțial ar putea să trezească suspiciuni, în special nu atât suspiciuni, cât riscuri în ceea ce privește corespunderea acesteia mediului concurențial. Dacă cineva în Republica Moldova ar dori să organizeze un asemenea tip de piață, trebuie numai decât să țină cont de prevederile legii concurenței, care conform căreia o asemenea activitate ar putea necesita o notificare către Consiliul a unei concentrări economice. Dacă vorbim de Covisint, de exemplu, Covisint a obținut aprobarea prealabilă a Comisiei Europene. Și modelul de business care este cel mai des discutat actualmente, în special de state, la nivel de state, în încercările de a reglementa activitatea, sunt piețele electronice deschise. Piețele electronice deschise nu sunt gestionate de cumpărător sau de vânzătorul la tranzacția de comerț electronic, ci de un terț. De un terț care nu participă nemijlocit la tranzacția de vânzare-cumpărare, dar menirea căruia este de a oferi serviciile necesare pentru ca tranzacțiile acestea să fie realizate. Ca să nu lungesc vorba legat de acest tip de piață electronică deschisă, ca și studiu de caz pentru evenimentul nostru, ne-am propus să discutăm puțin despre Alibaba, alibaba.com, o platformă recunoscută, prima din lume, conform datelor din internet, și o platformă organizată și specializată pentru tranzacțiile între profesioniști, deci B2B. Această platformă a fost creată în anii 90, actualmente are peste 1 milion de furnizori înregistrați pe platformă și oferă un spectru foarte larg de servicii, atât pentru vânzători cât și pentru cumpărători. Chiar cred că dacă aș fi un vânzător și m-aș înregistra pe această platformă, mi-ar fi foarte greu să renunț la ea, pentru că platforma de fapt oferă confortul pentru antreprenor și excluderea celor preocupări pe care le creează activitatea online sau activitatea de vânzare a mărfurilor online. În primul rând, reduce costurile de publicitate, pentru că platforma oferă posibilitatea pentru vânzători și pentru cumpărători de a posta catalogele produselor lor,
de a-și face publicitate pe platformă, de a răspândi informații despre promoții, oferă traininguri legate de diferite modele de vânzare, oferă serviciu de tracking a mărfii livrate. Pentru cumpărători, la fel, oferă posibilitatea de a căuta produsele și vânzătorii care ar fi acceptabili și cu care ar putea să negocieze și să încheie tranzacții. Îi oferă posibilitatea de a-și posta cererile de produse sau servicii pe platformă, oferă posibilitatea de a verifica credibilitatea vânzătorului, disponibilitatea mărfurilor, compararea prețurilor. Deci este ceea ce face, de fapt, de regulă un intermediar, o platformă care intermediază, care ajută părțile să se găsească una pe alta și de a tranzacționa în mediul online. Pe lângă aceste servicii tradiționale pentru platforme, Alibaba a mers mai departe, ceea ce fac, de fapt, și alte platforme. Nu e vorba doar de Alibaba. Exemplul pe care l-am ales a fost pur din motiv de a nu fi învinuită că fac publicitate pentru vreo platformă din Republica Moldova, dar vreau să vă zic că și în Republica Moldova avem platforme de acest gen. Deci, pe lângă aceste servicii, Alibaba oferă și un șir de servicii care nu ar fi specifice unui intermediar în comerțul electronic. Aici mă refer la, în special, la servicii financiare. De exemplu, platforma ar putea să ofere împrumut pentru cumpărătorul în cazul în care nu dispune de mijloacele necesare pentru a achita prețul. De asemenea, platforma oferă serviciu de escrow, oferă servicii de asistență în toate domeniile, deci participanților se oferă posibilitatea sau serviciu de robot inteligent online care răspunde la toate întrebările, inclusiv la întrebările consumatorilor sau cumpărătorilor partenerului de afaceri. Oferă chiar și posibilitatea de soluționare a litigiilor, inclusiv arbitraj. Oferă forumuri de discuții, deci este un spectru destul de larg de servicii care face ca asemenea platforme să fie foarte dificil, deci devine destul de dificil de a fi inclusă într-o anumită categorie de participant la comerțul electronic care există acum în lege, pentru a-i determina limitele de activitate și necesitatea de a corespunde anumitor cerințe de reglementare. Mai mult ca atât, platformele de genul Alibaba.com dispun și de reguli care sunt obligatorii pentru vânzători și cumpărători, pentru participanții de pe platformă, ceea ce ridică la un alt nivel serviciul de intermediere care la prima vedere le-ar oferi platforma. Apariția acestor noilor modele de desfășurare a comerțului electronic a dus și la apariția unor noi provocări de reglementare, care actualmente sunt provocări cunoscute la nivel internațional pentru toate statele lumii. În primul rând, vorbim despre provocări fiscale, de drept fiscal, fiindcă comerțul electronic nu cunoaște frontiere. Comerțul electronic poate deschide frontierele și activitatea poate foarte repede să treacă de la nivel național, regional și să ajungă chiar la nivel global. Ceea ce permite participantul sau operatorului de comerț electronic de a obține venituri din diferite state. Și evident, statele își vor bucata lor din tartă, respectiv, actualmente toate statele majoritatea statelor lumii încearcă să identifice metode de impozitare a operatorilor de comerț electronic, în special a companiilor multinaționale. La acest capitol, în Republica Moldova, după cum cunoașteți probabil, anul acesta a fost pus în aplicare cerința, obligația de achitare a taxei pe valoare adăugată de către platformele digitale.
internaționale, străine, care nu au o prezență înregistrată în Republica Moldova, dar care interacționează cu consumatorii din țara noastră. O altă categorie de provocări care de asemenea vreau să o scot în evidență sunt provocările de dreptul concurenței, în special provocări pe care le ridică modelele de business sub formă de platformă. Și anume, lăsând la o parte efectul pozitiv pe care acest model de business îl are pentru piață, pentru consum, inclusiv pentru consumatori, totuși specificul acestei activități ar putea să creeze anumite bariere care ar pune piedici la dezvoltarea comerțului electronic, în special și a economiei digitale în general. Deci, în primul rând, modelul de business sub formă de platformă oferă posibilitatea jucătorilor de succes din acest domeniu să dobândească poziție sau putere economică datorită instrumentelor pe care le gestionează, în primul rând datorită datelor la care au acces, fiindcă specificul platformelor constă în așa numitele efecte de rețea. Ce înseamnă efecte de rețea? O platformă o să fie cu atât mai valoroasă sau cu atât mai interesantă, cu cât o să aibă participanți de pe ambele fațete ale platformei, de pe fațeta vânzătorului și de pe fațeta cumpărătorului. Pentru aceasta, o platformă are nevoie de o masă critică de date, o masă critică de participanți, care ulterior îi va asigura succesul activității. Obținând această masă critică și creând în același timp un nivel înalt de loialitate a participanților de pe platformă, există riscul ca orice jucător pe asemenea piețe nou să se afle în imposibilitatea de a iniția afacerea sau de a avea succes. De aceea, autoritățile de concurență din majoritatea statelor lumii actualmente analizează foarte atent modelele de business de comerț electronic și efectul pe care acest model îl are asupra concurenței pe diferite piețe. Acest lucru sau puterea economică pe care o dobândește platforma sau modelele de business sub formă de platformă nu reprezintă un pericol sau nu reprezintă un rău social, așa să zicem. Din contra, el este benefic, el are efecte pozitive atât pentru piață la general, pentru economie, cât și pentru consumatori, dar statele doresc să fie mult mai atente în legătură cu modul în care ei operează pe piață, în limitările pe care le pun participanților pe platformă, în limitările pe care le pun participanților sau persoanelor cu care colaborează la elaborarea diferitor aplicații electronice care sunt folosite prin intermediul platformei. De aceea nu este un rău, dar necesită a fi studiate. Necesită a fi studiate și necesitatea aceasta de studiere, de analiză, de înțelegere a modelilor de business care se dezvoltă online trebuie să fie făcută până la stabilirea unor reguli obligatorii prin reglementările legale. În caz contrar, există riscul de a face imposibilă dezvoltarea comerțului electronic și de a practica pune punct. Da? Persoanele nu ar putea nici măcar iniția o activitate care ar fi de fapt benefică pentru întreaga societate. Sper că nu v-am plictisit cu toate detaliile acestea juridice. Din experiența mea, colaborarea mea cu persoanele care activează în domeniul informațional, știu că ei nu prea iubesc juriștii, dar nu avem ce face, chiar dacă mulți sunt de opinia că profesia noastră a juriștilor în viitor o să dispară,
Noi credem totuși, sau eu personal cred că noi mai avem loc și cu siguranță mai sunt necesare serviciile noastre. Voi fi foarte bucuroasă să răspund la întrebările dumneavoastră și să discutăm aspecte sau probleme pe care le-ați identificat în activitatea dumneavoastră și care ar trebui să fie dezbătute pentru a îmbunătăți cadrul de reglementare din Republica Moldova a comerțului electronic și pentru a oferi posibilitatea acestui domeniu, acestei activități, de a se dezvolta și de a aduce toate beneficiile societății noastre. Raluca? Raluca, îmi cer scuze, dar nu te auzim. Mulțumim încă o dată, Carolina. Am vrut să te mai vedem și pe tine, pentru că am urmărit cu toții foarte, foarte atenți prezentarea aceasta foarte bine structurată și au fost foarte multe detalii pe care văd că cei care se uită le-au găsit foarte, foarte de folos. Avem și câteva întrebări, dar le păstrez pentru puțin mai târziu, pentru că aș vrea să mergem și către ceilalți lectori, să vedem exact, spre exemplu, reprezentantul Autorității pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței din Republica Moldova, domnul Nicolae Olrașu. Să vedem dacă este, îl văd aici pe dânsul alături de noi, dar să vedem dacă reușim. Domnule Olerașu, puteți deschide și camera ca să putem să vă vedem mai bine? Văd că până va fi dânsul atent și la deschiderea aplicației, ne îndreptăm către domnul Cristian Onica, specialist principal al Departamentului Sisteme de Plăți a Băncii Naționale a Moldovei. Domnule Onica, am vrea să ne spuneți dumneavoastră mai multe detalii despre plățile electronice și prestatorii serviciilor de plăți electronice, despre rolul Băncii Naționale a Moldovei la supravegherea acestora. De asemenea, dacă aveți cifre comparative cu anii trecuți despre care este trendul, cât de mult a crescut, au crescut valorile, statisticile acestea comparative. Și de asemenea, dacă ne puteți vorbi despre rețeaua de acceptare și anume terminalele electronice pe care le aplică comercianții și cum este compus comisionul de acceptare. Bună, Raluca! Voi încerca să răspund la aceste întrebări. Pentru asta am pregătit o prezentare care o să încerc să o difuzez pe ecran. Se vede? Nu te aud. Perfect, se vede. Am trimis-o deja către toată lumea. Da. Așa. Am decis să-mi numesc prezentarea Instrumentele de plată și serviciile de plată. O să încep probabil cu un citat a unui remarcant personaj din domeniul comerțului online, al lui Jeff Bezos, care a spus că este destul de dificil să-ți imaginezi ceva care nu se va vinde online. Probabil asta și demonstrează succesul comerțului electronic și în același timp ne vorbește despre perspectivele de dezvoltare a acestui domeniu al comerțului. Piața plăților din Republica Moldova este una relativ mică, dacă să facem comparație cu alte
pieți, însă pare a fi suficientă pentru necesitățile din prezent a utilizatorilor și a consumatorilor din Republica Moldova. Când vorbim despre plăți, ne referim la prestatori bancari și la prestatori nebancari. În Republica Moldova avem 11 bănci licențiate care prestează servicii de plată și nu doar servicii de plată, dar prestează și servicii specific băncilor și avem 7 prestatori de servicii de plată nebancari, dintre care unul este o societate de plată, avem un furnizor de servicii poștale care prestează servicii de plată și 5 societăți emitente de monedă electronică care, pe lângă activitatea de prestare a serviciilor de plată, mai oferă un serviciu de asemenea important pentru comerțul electronic, emiterea de monedă electronică și furnizarea de portofele electronice. Instrumentele de plată utilizate pe larg în comerțul electronic, și când vorbesc despre comerțul electronic, mă refer în special la comerțul B2C, adică de la business to consumer, sunt probabil cele mai răspândite, sunt cardurile de credit, debit sau cardurile preplătite, după care urmează, sper eu, portofelele electronice. De asemenea, au un loc și ordinele de plată, ordinele de plată de tip transfer de credit sau debitare directă. În unele țări cu un istoric bancar sau cu o comunitate bancară veche sau, așa să spunem așa, mai tradițională, sunt prezente și cecurile, care în contextul digitalizării au trecut în mediul online. Acestea nu diferă practic prin nimic de cecurile pe format de hârtie, cu excepția faptului că sunt utilizate doar pentru mediul online. De asemenea, avem instrumentele limitate, tichetele de masă. Ar fi cel mai elocvent exemplu pentru Republica Moldova, pentru că ele sunt probabil cele mai răspândite. Totuși, există și alte tipuri de instrumente limitate. De ce le numesc limitate? Pentru că la emiterea acestor instrumente nu este necesară obținerea unei licențe. Adică fiecare comerciant își poate emite propriul instrument și accepta acest instrument în schimbul bunurilor pe care el le vinde. Sau tranzacțiile cu acest instrument în schimbul bunurilor pe care el le vinde. De asemenea, am încercat să reprezint aici așa cu un gri foarte pal cash on delivery, în care, din păcate, pentru comerțul online din Republica Moldova încă este actual și are o rată de utilizare destul de înaltă. Dacă este vorbim despre carduri, cardurile ca instrumente de plată probabil sunt cele mai răspândite nu doar în Moldova, dar și la nivel global. Dacă nu greșesc, la nivel global avem undeva 15 miliarde de carduri în circulație. Această cifră pentru Republica Moldova este peste 2 milioane de carduri în circulație, dintre care active, adică carduri de pe care s-a efectuat cel puțin o operațiune de plată pe parcursul unui trimestru, sunt 1,2 milioane. Aceasta înseamnă că acest 1,2 milioane pot fi potențial clienți în comerțul electronic, adică persoane care vor tranzacționa electronic și se pricep în efectuarea transferurilor electronice sau efectuarea plăților cu cardul în Republica Moldova. De asemenea, în ultima perioadă se observă și o creștere destul de substanțială a tranzacțiilor de plată cu cardul, pentru că dacă în trecut aveam o statistică mai mare pentru retragerile din numerar la carduri,
utilizatorii deja încep să utilizeze cardurile după destinație, adică le folosesc pentru a achita în mod, mă rog, fizic, în magazine sau chiar online. Și această statistică o avem atât ca număr de operațiuni, cât și ca valoare de operațiuni. Din păcate, ca valoare, aceasta nu este, încă n-a reușit să întreacă retragerile numerar, totuși ca număr de operațiuni, mă refer la achitări cu cardul, aceasta a trecut mult peste numărul de retrageri de numerar. Ca un exemplu de evoluție, vă pot da faptul că în anul 2018 cu cardul au avut loc plăți în valoare de peste 12 miliarde de lei, iar în 2019 aceasta a crescut practic cu 40% și avem un volum total de plăți de peste 17 miliarde de lei. Este de remarcat că majoritatea acestor plăți sunt domestice, adică oamenii utilizează cardurile la nivel local și aceasta nu poate să nu bucure. Aici avem și o reprezentare sub formă de tabele sau sub formă de diagramă a evoluției despre care vă vorbeam mai devreme. Putem observa o creștere destul de impunătoare dacă să luăm un interval de timp mai mare, cum ar fi 2015 și deja 2019. Avem o creștere atât la număr cât și la valoarea plăților. Dacă e să vorbim despre rețeaua de acceptare în Republica Moldova, avem un număr total de POS terminale, peste 22.000, dintre care, din păcate, doar 406 sunt terminale virtuale sau, cum mai sunt numite, soluții software care permit acceptarea cardurilor de plăți în mediul online. Aceste terminale virtuale au și ele o popularitate sporită, în special pentru comercianții online, dar nu doar, pentru că acestea sunt utilizate și în alte scopuri decât comerț electronic. Dacă ar fi să dau o estimare personală, probabil undeva jumate din aceste soluții software sunt pentru comerț electronic. Dacă e să analizăm o medie a terminalilor, de regulă această medie se face număr de terminale per 1000 de locuitori. Se primește că Republica Moldova are aproximativ 8 terminale la 1000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de undeva 30 de terminale la 1000 de locuitori. Totuși și în această sferă observăm o creștere în Republica Moldova. Tot mai mulți comercianți apelează la bănci pentru servicii de acceptare și instalează terminale. Considerăm că această evoluție vine inclusiv și din obligația legală care este în legea cu privire la antreprenori și întreprinderi pentru comercianții care au rulaje peste 2 milioane de lei anual. Ei sunt obligați să dețină un terminal de plată care permite plăți cu cardul. Aici iarăși vedem o diagramă cu media Uniunii Europene și statistica Republicii Moldova la numărul de terminale per 1000 de locuitori. Dacă este să vorbim despre serviciile de acceptare, probabil toți comercianții știu despre comisionul de acceptare sau comisionul de procesare a plăților cu cardul. Acesta în Republica Moldova variază probabil de la 1% jumate până la 3, poate și mai mult, în dependență de originea cardului.
și mediul în care acest serviciu este prestat. Pentru Republica Moldova este caracteristică mai mult schema quadripartită. Acest comision face parte dintr-un ecosistem bine pus la punct de către marii jucători în domeniu, cum ar fi Visa sau Mastercard. Și când vorbim despre o schemă quadripartită, evident, sunt patru participanți în această schemă. Avem consumatorul, avem comerciantul, avem prestatorul emitent, adică cel care a emis cardul sau instrumentul de plată, și avem prestatorul acceptant, cel care oferă servicii de acceptare a comercianților, cu condiția că acesta este altul decât emitentul. Prin această schemă voi încerca să explic cum funcționează acest comision din cadrul unui serviciu de acceptare a plăților, a operațiunilor de plată, cu un exemplu în care un consumator achită 100 de lei unui comerciant sau achită pentru un bun care costă 100 de lei. La momentul când consumatorul face o achitare în sumă de 100 de lei, dacă să omitem toate etapele, comerciantul va primi 97 de lei și 76 de bani. Asta înseamnă că lui s-a aplicat un comision de 2,24% pentru această operațiune. De regulă, dar nu este o regulă generală, este, mai bine aș spune, în cele mai dese cazuri, prestatorul emitent, adică cel care a emis cardul consumatorului, este cel care primește cea mai mare bucată din această operațiune sau din acest comision. La momentul când se inițiază o operațiune de plată cu cardul, prestatorul emitent își păstrează pentru sine comisionul interbancar. Acest comision vine ca o remunerare pentru prestator și ca o motivare ca acesta în continuare să emită instrumente de plată pentru clienții săi. El primește această remunerare de 1,8 lei. Aceste sume sunt doar cu titlul de exemplu. El primește această remunerare de 1,8 lei care o folosește pentru promovarea produselor, pentru sporirea securității și pentru alte necesități care țin de domeniul instrumentelor de plată. Instrumentele, mă refer anume cele cu cardul. După ce își reține el comisionul interbancar, el transmite mai departe printr-un switch sau printr-un procesator al plăților, transmite mesajul de operațiune către sistemul de plăți cu cardul. Sistemul de plăți cu cardul își va reține și el un mic comision. Acesta se va numi taxa de assessment. Aceasta este o taxă de regulă mică. În cazul nostru s-ar primi 0,11%, adică 11 bănuți din operațiune și o reține Visa sau Mastercard. După care Visa sau Mastercard transmite prestatorului acceptant, direct sau prin intermediul iarăși unui switch sau un procesator de plăți, suma de 98 de lei și 9 bani. Prestatorul acceptant, înainte să-i crediteze contul comerciantului, își reține și el partea sa din operațiune, însă observăm că lui nu-i rămâne atât de mult, lui rămâne doar 0,33 de lei. În cazul nostru s-ar primi 0,33%. În încercarea de a interveni în acest ecosistem creat de sistemele de carduri, s-a demonstrat că chiar și prin practica Uniunii Europene, prin regulamentul cu privire la comisionul interbancar, care a limitat pe teritoriul Uniunii Europene acest comision care vă vorbeam anterior de 1,8 lei la
0,3% pentru carduri de credit și 0,2% pentru carduri de debit. Observăm că scopul sau acest ecosistem se strică. Și în practica Uniunii Europene s-a primit așa că până la urmă consumatorul a fost cel care a avut de suferit, pentru că reducerea acestui comision interbancar nu a dus la reducerea comisionului aplicat comerciantului, respectiv nu a dus nici la reducerea prețurilor la bunuri și s-a primit în final că consumatorul, pe lângă faptul că nu a primit o reducere de preț, a primit taxe suplimentare aplicate de prestatorii emitenți pentru a-și compensa remunerările pierdute din acest comision interbancar. Aici am încercat să desfășor comisionul aplicabil comerciantului în procente. După cum am spus anterior, cea mai mare bucată este comisionul interbancar. Pentru a veni cu o argumentare a mărimii comisionului ăsta, aplicabil pentru acceptarea operațiunilor cu plată, am făcut un mic studiu la marginea comisioanelor aplicate la operațiunile cu numerar. De regulă, se primește așa că comercianții neglijează toate costurile aferente transferurilor sau, mă rog, tranzacțiilor care au loc în numerar și mereu invocă faptul că ei mai bine primesc plăți în numerar decât să achite comisionul pentru plățile electronice. Pentru comerț online, probabil, este cea mai bună soluție plății electronice. Pentru comerțul fizic, numerarul încă rămâne o alternativă destul de atractivă pentru comercianți, anume din faptul că ei nu evaluează costurile care pot să le aibă aferent operațiunilor cu numerar la bănci. Și când mă refer la comisioane, sunt comisioane pentru depunere de numerar la ghișeu, sunt comisioane pentru colectarea numerarului, pentru controlul bancnotelor, pentru retragerea numerarului de la ghișeu pentru a putea da rest, pentru livrarea numerarilor, însoțirea acestor valori. Dacă să facem un calcul și să cuantificăm toate costurile care efectiv sunt create de procesarea numerarului sau de primirea numerarului de către comercianți, probabil nu am ieșit la o diferență atât de mare între plățile electronice și plățile cu numerar. Există practică internațională care ne vorbește despre faptul că numerarul este totuși un instrument sau o modalitate de plată foarte scumpă. Mă refer la practica Suediei, unde peste 90% din tranzacții sunt tranzacții electronice, iar majoritatea sau mai mult de 50% din comercianți au spus că până în anul 2025 vor refuza acceptarea numerarului ca plată. Asta a dus inclusiv la dezvoltarea a multor proiecte în domeniul plăților online și Suedia probabil este un lider în acest domeniu pe piața europeană. O altă problemă, tot la nivel global, deja vorbim despre Canada. Multe afaceri au, în contextul pandemiei COVID, au încetat să primească plăți în numerar. Aceasta a creat o nedumerire în societate, pentru că mulți considerau că acest lucru este ilegal. Însă Banca Centrală a Canadei a stipulat că comercianții sunt în drept să singuri să-și aleagă modalitatea de plată pe care ei o primesc și au tot dreptul să refuze numerarul ca o modalitate de plată pentru magazinul său.
Sper și visez ca în Republica Moldova să existe și la noi așa situații. Primim petiții că nu se acceptă numerar, însă totuși noi suntem abia la etapa incipientă unde modalitățile de plată electronice abia se dezvoltă. Dacă e să vorbim despre alte avantaje în domeniul plăților electronice sau plăților care sunt caracteristice comerțul electronic, în Republica Moldova avem o statistică de fraude foarte bună. Și când mă refer la foarte bună, adică este foarte mică. Foarte puține fraude se comit în Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană sau cu alte regiuni. Acest lucru se dovedește probabil inclusiv faptului că băncile noastre implementează destul de activ măsurile de securitate impuse de sisteme internaționale și în același timp poate joacă un rol și faptul că piața Republicii Moldova este relativ mică și nu atrage foarte mulți persoane cu intenții rele. Cam asta a fost din partea mea. Dacă sunt întrebări, sunt gata să vă răspund. Nu te aud, Raluca. Numai puțin că verificam întrebările. Nu sunt deocamdată întrebări, sunt unele legate de concurență și ar mai fi una. Există posibilitatea de atragere a piețelor mari la noi în țară, dar nu cred că este adresată neapărat dumneavoastră. O să încercăm să răspundem la ea chiar mai târziu puțin. Acum aș vrea să mergem totuși și către, după ce ați lămurit dumneavoastră foarte mult partea asta de ce înseamnă comisioanele, cine le plătește, de ce este nevoie să le plătească, unde merg banii aceștia din comisioane. De asemenea, foarte bună și detaliată această analiză pe care ați făcut-o dumneavoastră despre care este stadiul plăților electronice acum, ce număr de carduri sunt, care este procentul care folosește plățile electronice, plățile prin card, care sunt cei, mă rog, care e procentul celor cărora încă ar vrea să plătească cash în momentul în care vine curierul la asta aducă produsele. Deci este o creștere într-adevăr, cum am observat din prezentarea dumneavoastră, a folosirii plăților electronice, dar cu siguranță pot crește mai mult acestea. Și așa cum ați văzut, cum ați prezentat și dumneavoastră, cu siguranță tendința aceasta este de creștere, nu? Din câte... Da, este o tendință de creștere și una foarte rapidă. Avem o creștere de aproximativ 30-40% anual, atât la număr de operațiuni, cât și la valoarea acestor operațiuni. Aș vrea să vin cu un sfat pentru comercianții care se orientează pentru piețele din exterior. În cazul în care cunoașteți cu siguranță unde vreți să vă vindeți produsele, mă refer la producătorii autohtoni sau la comercianții locali care vor să vândă în Uniunea Europeană sau în alte pieți, v-aș propune să optați pentru serviciile de acceptare a operațiunilor de plată din piața în care vreți să desfaceți marfa. Acest lucru nu este interzis, acesta este permis pentru comercianții din Republica Moldova și așa veți beneficia de comisioane mai reduse și de
servicii probabil mai noi, mai inovative din piețele în care doriți să vă desfaceți marfa. Foarte, foarte bine că ați punctat și acest aspect și îi rog pe toți cei care ne privesc să vină cu, și cu alte întrebări, să îndrăznească, nu e nicio problemă, de aceea suntem cu toți aici și ne-am pregătit pentru astăzi ca să putem să le răspundem cât mai multor întrebări. Mulțumim încă o dată, domnule Onica, și rămâneți cu noi până la final ca să vedem ce întrebări putem, la care dintre întrebări putem răspunde împreună. Aș trece mai departe către domnul avocat Adrian Sorocean, reprezentantul ACI Partners. Până se pregătește și reprezentantul Autorității pentru Protecția Consumatorului, o să avem plăcerea să-i dăm cuvântul domnului avocat. Dânsul ne va vorbi despre care este rolul Centrului pentru Protecția Datelor folosite în comerțul electronic, despre dificultățile practice cu care se ciocnesc companiile din Republica Moldova participând la raporturi de comerț electronic. Așa că, domnule avocat Sorocean, vă rugăm să vedem tot ce ați pregătit așa cu atenție astăzi. Da, bună ziua, mă numesc Adrian Sorocean, după cum ați prezentat, de la Biroul Asociat ACI Partners. Aveți cumva telefonul deschis sau altceva deschis lângă? Doar o secundă. Așa, ca să nu se facă microfonie. Am soluționat problema. Deci vreau să rectific, este vorba tema mea despre documentul electronic și semnătura electronică, modul de utilizare la nivel practic. Da. Problema respectivă am abordat-o în perioada în care era stare de urgență în Republica Moldova. Noi lucram de la domiciliu și încercam, fiind acasă, să continui activitatea mea de avocat, să comunic cu autoritățile de stat și respectiv să asist clienții noștri. Deci, în prim plan, documentul electronic este o soluție nu numai a avocaților, dar și a mediului de afaceri. Deci, pentru domeniul de afaceri, documentul electronic reprezintă în sine același document pe suport de hârtie care poate să îmbrace forma atât a unei cereri, a unui contract sau alt document în care este utilizat zi de zi. De ce este o corelație între documentul electronic și semnătură? Pentru că crearea și finalizarea documentului electronic se finalizează cu aplicarea semnăturii electronice. Nu poate exista un document electronic fără ca să fie semnat corespunzător cu o semnătură electronică. Ceea ce este și în practică, adică un document, fie el întocmit unilateral, sub formă de cerere sau invoice, urmează a fi autentificat prin semnător. Eu am pregătit careva slide-uri pentru a fi mai explicit. Deci, nu știu, se vede? Da. Așa, actul normativ de bază care reglementează regimul juridic, statutul și condițiile pentru a produce efecte juridice a documentului electronic și semnătura este legea privind semnătura electronică din 29 mai 2014. Definiția legală a unui document electronic este că ea reprezintă o informație electronică care este creată, salvată și transmisă prin intermediul computerului sau alte dispozitive electronice și semnat cu semnătură electronică, precum bonoară,
a menționat corelația dintre semnătura electronică și document. Documentul electronic are o valoare juridică, fiind semnat cu semnătura electronică avansată, calificată și este asimilat după efectele sale cu documentul analog pe suport de hârtie, potrivit iarăși legii de bază pe care am menționat. Ce tipuri de documente electronice poate fi necesar pentru a fi folosit în cadrul activității de comerț electronic? Sunt actele unilaterale care poate fi ca cereri, oferte sau declarații înaintate unor autorități publice pentru confirmarea calității de antreprenor sau pentru a desfășura anumită activitate. Sau o notă de plată care este înaintată consumatorului sau beneficiarului serviciului care este prestat prin intermediul platformei. Acte bilaterale sunt acordurile și contractele semnate cu partenerii sau, ca exemplu, ar fi un contract semnat cu consumatorul pentru a garanta calitatea serviciilor și garanție pe perioada de validitate. O altă utilitate ar fi semnarea unui contract cu prestatorii de servicii de transport sau curierat. Totodată, în cadrul magazinului electronic, nu doar prestarea serviciilor sau vânzarea unor bunuri este necesară pentru utilizarea documentului electronic, dar poate îmbrăca și activitatea de raportare, adică depunerea declarațiilor la autoritățile de stat, semnarea facturilor fiscale sau dările de seamă pe parcursul lunii sau trimestriale. Și totodată este un alt aspect care se intercalează cu documentul electronic, este în raporturi cu autoritățile publice. Deci, utilizând semnătura electronică și depunând o cerere pentru eliberarea fie online prin transmiterea electronică prin poștă electronică sau prin utilizarea platformelor guvernamentale despre care voi vorbi ulterior, autoritatea publică la rândul său are obligația de a emite documentul public, care un act permisiv poate fi la urmă urme, pentru reglementarea și autorizarea activității sale. Sunt de tipuri ca certificate, licențe, autorizații sau alte acte permisive. De ce ar fi util documentul semnat electronic? În primul rând, cea mai bună, unul din avantaje principale, le expun în slide-ul respectiv, este eficiența. Deci putem executa cereri, declarații, contracte sau alte tipuri de documente din orice loc, de la oficiu sau de acasă și în orice timp, la orice oră. Nu suntem legați de a ne prezenta la autoritate de stat sau organiza o întâlnire la o anumită oră, deci putem să eficient să ne organizăm lucrul. Flexibilitate, ceea ce ține de a expedia documentul electronic către partenerii noștri sau către autorități publice prin orice e-mail, prin e-mail sau prin mijloace de comunicare electronice și purtători materiale, cum ar fi și mijloace de comunicare electronice sunt bunăoară în Republica Moldova care pot fi folosite în raport cu autoritățile de stat, este în platformele MPAS și MSign. Acestea sunt platforme care permite autentificarea oricărui solicitant pentru a obține careva servicii publice sau a comanda careva un document. Ar fi un extras de la registrul persoanelor juridice sau registrul bunurilor imobile. Un alt avantaj este și siguranța. Interacționăm la distanță cu autorității publice fără necesitatea de a ne prezenta personal, ceea ce ar evita elementul de corupere sau crearea unui impediment oficial în cazul în care comunicăm cu un specialist care nu cunoaște problema cu care ne adresăm noi sau nu cunoaște ultimele modificări legislative, ce ar ușura procesul de depunere și primirea documentelor necesare. Evident, cel mai util este economia. Deci economisim prin semnarea electronică a documentelor timp, bani și resursele companiei. Și dacă totuși am vorbit de interacțiunea cu autorității publice și am spus că asta este un avantaj primordial atât legat pentru activitatea mea personală de avocat, cât preconizez și pentru activitatea comercială
desfășurat prin platforme electronice. Vreau să spun că documentul electronic este obligatoriu pentru autoritatea la care ne înaintăm. Deci orice cerere, solicitare sau sesizare semnată electronic pentru eliberarea unui act administrativ sau efectuarea unei proceduri administrative este obligatoriu pentru a fi examinată de către autoritatea publică la care noi ne-am adresat. Este o condiție prevăzută în lege, atât în codul administrativ, codul actul normativ general care reglementează raporturile cu autoritățile publice, cât și alte acte subordonate acestui cod și care prevăd procedurile speciale de examinare a cererilor și eliberarea documentelor speciale. Sunt autorități în Republica Moldova care la nivel de competență și instituții de stat sunt permit să examineze și cererile și să primească documente semnate electronic conform procedurilor sale interne. Bună oară, că titlul exemplu ar fi obținerea actelor permisive de la autoritățile emitente, depunerea declarațiilor de proceduri vamale la serviciul vamal, notificarea angajamentelor externe la Banca Națională, înregistrarea și modificarea persoanelor juridice la Departamentul Registrării și Licențieri din cadrul Agenției Servicii Publice, examinarea petițiilor de către Serviciul Fiscal de Stat și înregistrarea organizațiilor de creditare la Comisia Națională a Pieței Financiare. Referitor la obținerea actelor permisive, la nivel practic, mă voi expune spre finalul acestei prezentări. Și, evident, o întrebare, cum am putea noi crea un document electronic, este următoarea. Deci, răspunsul este următor. Documentul electronic se creează prin folosirea mijloacelor și programelor tehnice speciale, după care ulterior urmează să fie semnat cu o semnătură electronică. Acum vreau să demonstrez în ver practic cum utilizez eu platforma guvernamentală M-Sign pentru semnarea documentului electronic. Accesând platforma nsign.gov.md, selectez opțiunea Semnează. Ulterior aleg documentul care vă doresc să-l semnez electronic. Accesez opțiunea Semnează. După care mi se solicită modalitatea de semnătură pe care o dispun. Deci eu folosesc semnătura mobilă. Va fi necesar să indic IDNP-ul. Ulterior, deci a apărut. Cum am spus, am accesat platforma guvernamentală nsign.gov.md, am încărcat documentul pe care doresc să-l semnez, am ales tipul de semnătură pe care îl folosesc, după care am completat datele pentru semnătură. Cu ajutorul telefonului mobil mă autentific și accept semnarea online a documentului pe care l-am creat cu ajutorul programului Word, după care l-am salvat în PDF. După ce s-a semnat, îmi oferă posibilitatea de a descărca documentul cu semnătură. Deci l-am salvat. Deci cererea respectivă chiar e necesară la ziua de azi, vreau să obțin niște înregistrări audio de la o instanță de judecată. Odată ce l-am semnat,
l-am descărcat în calculatorul meu și îl transmit către destinatar. În cazul meu este instanța de judecată. În practică, pentru mine a fost important ca să aduc la cunoștință destinatarul că cererea este semnată electronic. Deseori persoanele nu cunoșteau cum poate fi verificată faptul semnării electronice a documentului și recurgeam la următoarea modalitate. Împreună cu documentul electronic semnat, transmiteam și certificatul de confirmare a semnăturii. Acesta poate fi verificat în felul următor. Deci se accesează verificare, ulterior se plasează documentul semnat electronic. Accesăm opțiunea verifică documentul, la care îmi scrie verifica semnătar Sorocean Adrian și numărul codul personal. Am explicat totodată semnătura electronică poate fi aplicată nu doar prin platforma online MSign, dar poate fi folosită ca prin alte aplicații software. În cazul nostru, în Moldova, este forma des folosită MultSign Desktop Suite. Totodată cunosc Adobe Reader-ul, oferă posibilitatea de a semna electronic. Deci, a doua întrebare este cum legată de semnătură electronică, cum poate fi obținută semnătura electronică. Semnătura electronică permite autentificarea documentelor electronice, asigurând destinatarul de identitate și expeditorul de integritate a documentului. Semnătura electronică se eliberează la cerere de către centrele de certificare, adică instituțiile abilitate conform competenței legale de a elibera semnătura electronică. La noi în Moldova sunt câteva instituții, sunt operatori de telefonie mobilă, este Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică de cadrul Serviciul Informației Securitate și instituția publică, Centrul de Comunicații Informaționale în Finanțe de cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, semnătura electronică poate fi integrată pe un buletin electronic eliberat de Agenția Servicii Publice. Deci aici este scurtă prezentarea a tipurilor de semnătură mobilă, semnătură electronică, buletin electronic. Am enumerat anterior instituțiile care, centrul de certificare care eliberează semnăturile respective. Deci semnătura mobilă poate fi utilizată prin intermediul telefonului mobil, este cea mai practică după mine și cea mai eficientă. Semnătura electronică se eliberează de către aceste două instituții pe USB stick, numit e-token sau e-pass, mai des folosită în Moldova pentru raportarea fiscală prin intermediul ghișeului unic de raportare al serviciului fiscal și permite accesarea serviciilor electronice de autentificare individuală prin M-Pass și M-Sign. Serviciile electronice sunt cel mai răspândite la noi în Moldova, serviciile publice de documentare și autorizarea activității antreprenoriale. Și ultima, nu am întâlnit-o la nivel practic, nu știu cum se folosește, dar știu că este valabilă, e buletinul electronic. Deci același buletin electronic, care buletin de identitate, forma aceeași, doar că permite integrarea semnăturii electronice și citirea sa se efectuează printr-un dispozitiv separat numit Reader. Care sunt alte avantaje semnăturii electronice? Deci semnătura electronică, după cum am spus, este ca un buletin în spațiu online care permite autentificarea persoanei și stabilirea identității sale. Cel mai des semnătura electronică permite de a beneficia de servicii publice electronice, totodată este utilizată în Moldova pentru raportarea electronică și raportarea fiscală. Pentru beneficiere de servicii fiscale electronici, cum ar fi e-factură, declarația online, comandarea formularelor de facturi,
comandarea, cum ar fi apostilii de pentru documente, ce ține de nivelul practic și poate fi util în comerț electronic este obținerea documentelor permisive. Deci iarăși vreau să arăt la nivel practic cum asta se întâmplă. Platforma guvernamentală care oferă posibilitatea de a obține act permisiv este actpermisiv.gov.md. Deja este logat pe profilul meu. Este un ghișeu unic de eliberare a actelor permisive, cum ar fi licențe de activitate, autorizații, certificare. De asemenea, logarea se efectuează, se petrece doar prin intermediul semnăturii electronice. Oferă posibilitatea de a depune cereri pentru obținerea documentelor permisive de la autorități online, fără necesitatea de a vă prezenta, atât cât și primirea acestui document în format electronic și, bineînțeles, la rândul său, documentul permisiv este semnat și el de către funcționar public cu semnătură electronică. Este foarte simplu, spre exemplu, haideți să vedem, vrem să autorizăm notificăm activitatea de comerț. Am selectat tipul serviciului, notificare de comerț. Este puțin în descriere ce documente urmează a fi încărcate, procesul de eliberare, perioada de valabilitate a notificării, durata de prestare și taxele. Pentru a notifica activitatea de comerț, se accesează opțiunea depunere cererii, se completează și ulterior, după completarea cererii, evident că se semnează cu semnătura electronică. Dacă să vorbim referitor la statistica utilizării semnăturii electronice, atunci mă voi referi la aspectele raportate de către Centrul Unic de Certificare a Guvernului a Semnăturilor Electronice, care indică că pe parcursul anului 2019, în comparație cu anul 2018, deținătorii de semnătură electronică au crescut cu 6,7%, ceea ce a constituit 32,4 mii de persoane au obținut semnături noi. Cel mai des este folosit semnătura mobilă. Pe parcursul anului 2019 au avut loc 24.900.000 de tranzacții prin intermediul semnăturii tradiționale, prin intermediul semnăturii mobile oferite de operatorii telefonii mobile 2.600.000. Pe parcursul semestrului 2019, semnăturile aplicate au constituit 9.883.960. După cum vedem, cea mai des folosită este semnătura eliberată de servicii de tehnologie informaționale și securitate cibernetică. Cele mai populare servicii accesate prin intermediul semnăturii electronice rămâne ar fi raportarea electronică, adică declarațiile electronice a persoanei juridice, după care sunt declarații de avere semnate pentru e-integritate de către funcționarii publici și alte servicii, cum ar fi semnarea facturilor fiscale. Promotor a folosirii documentului electronic și accesarea serviciilor publice electronice este Agenția de Guvernare Electronică, care continuă să realizeze obiectivele proiectului de e-transformare. Anual, Agenția de Guvernare Electronică realizează un sondaj care urmează să indice percepția și asimilarea susținerea e-guvernării și modernizării serviciilor publice. În ultimul sondaj prezentat,
au indicat că profilul social pentru serviciile guvernamentale cu utilizarea serviciilor cu semnătură electronică este reprezentat în felul următor. Adică cel mai mult totuși rămâne să fie folosit serviciile persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. Top serviciilor electronice accesat iarăși pe parcursul 2019 conform sondajului este indicat servicii electronice fiscale, după care urmează servicii electronice cadastrare, care include înregistrarea bunurilor, obținerea informațiilor din cadrul registrului bunurilor imobile. Atât și am putut eu spun referitor la utilitatea și la posibilitatea utilizării practice a semnăturii. Nu cunosc dacă mă văd. Este, da? Vă vedem. Da. Am văzut că a fost foarte rapid, foarte practic această prezentare a dumneavoastră. Cred că este ceea ce oricum ar fi trebuit să fie, și anume aspectele practice sunt foarte, foarte importante pentru cei, mai ales cele noi, care presupun semnăturile acestea electronice. Și fiind o procedură nouă, cu siguranță oamenii, toți cei care ne-au urmărit astăzi, au apreciat prezentarea dumneavoastră, care a fost extrem de aplicată și cu siguranță au înțeles mult mai bine toți pașii aceștia pe care i-au de făcut pentru semnătura electronică. Din experiența pe care o aveți dumneavoastră, aș vrea să vă mai adresez o întrebare înainte să trecem la următoarea prezentare. Și voiam să vă întreb, din experiența pe care o aveți dumneavoastră, dacă e răspândită semnătura aceasta electronică în Republica Moldova. Sau dacă există un trend de creștere, dacă clienții dumneavoastră sau mare parte din clienți, din ce știți dumneavoastră, încearcă să opteze din ce în ce mai mult pentru partea aceasta de semnătură electronică. Da, pot spun că interesul este destul de major, dar totodată necesitatea utilizării semnăturii electronice este impusă de către autoritățile statului. Până oară, raportările fiscale ce ține de taxa pe valoare adăugată este obligatoriu pentru persoanele care sunt înregistrate ca plătitori de VA prin intermediul raportării electronice. Raportarea electronică se efectuează doar pe intermediul autentificării cu ajutorul semnăturii electronice. Respectiv, persoanele juridice care sunt reprezentate ca administrator urmează să obțină semnătură electronică. Faptul că pentru scopuri individuale, cum ar fi accesarea serviciilor publice, de asemenea creșterea interesului este mare, deci persoanele fizice deja au început să utilizeze, cei care au dețin semnăturile electronice pentru a comanda și a obține servicii publice. Deci, după cum am prezentat aceleași cifre statistice, dar totodată, pregătindu-mi pentru această prezentare, am găsit că Ministerul Economiei a publicat pentru dezbatere o foaie de parcurs prin care exemplifică problemele care duc la limitarea accesului populației pentru utilizarea serviciilor electronice. Unul ar fi că multe autorități sau specialiști din cadrul acestor autorități nu cunosc că documentul electronic are o forță obligatorie și nu insistă pentru prezentarea pe suport de hârtie. Astfel, Ministerul Economiei se propun un șir de acțiuni pentru a alfabetiza populația cu serviciile electronice și semnătura electronică și de a conlucra cu autoritățile publice, atât la nivel central cât și local, pentru promovarea și utilizării semnăturii electronice. Cam atât.
Mai avem o singură o întrebare pentru dumneavoastră, profit de ocazie și că văd că răspundeți așa foarte concis la obiect. Extrasele de la registrul cadastru sunt de asemenea posibile cu aplicarea semnăturii electronice? Extrasele din la registru bunurilor imobile nu sunt eliberate la moment, dar urmează să fie eliberate pe suport de document electronic. Ele pot fi doar comandate online prin intermediul serviciu public electronic. Deci care cred că la nivel practic este că extrasul confirmă datele care sunt indicate în registrul bunurilor imobile și respectiv el se eliberează pe suport de hârtie pentru executarea unor tranzacții și fie la notar sau pentru încheierea unui contract de ipotecă la garantarea unui credit. Respectiv el conform legii se solicită de a fi prezentat pe suport de hârtie. Ulterior, când notarii vor avea posibilitatea de a executa iarăși autentifica contracte prin intermediul mijloacelor electronice și cred eu că extrasele vor fi eliberate cu semnătura electronică. La nivel de lege deja este lansat procedura de autentificare electronică, dar la nivel tehnic deja urmează autoritățile să implementeze. Problema constă că notarii nu au posibilitatea de a accesa registrul bunurilor imobile pentru a efectua aceste modificări dacă este vorba de o vânzare sau o ipotecare a bunului imobil. Sperăm că în timp curând va fi soluționat. Vă mulțumim foarte mult și într-adevăr ar fi foarte util să se soluționeze și acest aspect în curând. Mai avem aici întrebări pe care imediat după următoarea prezentare le vom adresa și noi către speakeri. Deci vă vom răspunde la întrebări în cel mai scurt timp. Între timp voiam să vă amintesc de platforma eventlink360. Unde dacă vă înregistrați veți putea să schimbați și cărți de vizită între dumneavoastră. Ați primit mail-ul de la noi cu invitația și acolo era și link-ul pentru platformă și înregistrarea la platforma de networking. Până se va pregăti domnul Roman Știrbu pentru prezentarea domniei sale, voiam încă o dată să vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi până la final, că urmăriți prezentările noastre și cu siguranță vor fi cât mai interesante și dezbaterile pe marginea întrebărilor pe care le-am primit de la dumneavoastră. De asemenea, mulțumim foarte mult și partenerilor media, ei au fost alături de noi încă de la început și mă refer la Telegraf, la Economica, la știri.md și de asemenea point.md. Mulțumim foarte mult că au făcut cât mai cunoscut evenimentul acesta pentru dumneavoastră și aș vrea să mergem mai departe cu discuțiile, prezentările noastre de astăzi, de fapt, și mă îndrept către domnul Roman Știrbu. Domnule Știrbu, așa, vrem să vă vedem și am vrea să ne spuneți dumneavoastră care sunt provocările cu care se confruntă companiile care fac e-commerce în Republica Moldova. Așa, am început cu un antreprenor care are experiență mai mult în România și în mod special am vrut să păstrăm prezentarea dumneavoastră la final pentru că sunt sigură că va fi foarte, foarte apreciată. Aveți o experiență foarte, foarte mare în zona aceasta de online și vrem să vedem, cum spuneam mai devreme, care sunt provocările, dar de asemenea, dacă nu știți ce anume ar trebui schimbat, fie în legislație, fie în anumite proceduri, astfel încât să se desfășoare și mai simplu acest proces de comerț online și de asemenea să ne spuneți despre toate proiectele pe care le-ați implementat până acum și dacă aveți pe viitor
dacă pregătiți ceva foarte interesant. Vrem să învățăm și să vedem și noi cum faceți, cum procedați dumneavoastră. Așa că vă rugăm să ne spuneți cât mai multe detalii. Da, mulțumesc, Raluca. Aș dori să mulțumesc și colegilor. Mi-am luat o doză foarte bună de informații utile juridică. Da, parcă am fost la o sesiune cu juristul meu în companie. Dacă e să privim în retrospectivă, da, noi deja mai mult de 15 ani dezvoltăm platforme online. Avem departament aparte care se ocupă de soluții IT pentru e-commerce, marketplace-uri, magazine online pe soluții SaaS. De ce noi am ajuns pe soluții SaaS? Din cauza că acum mulți ani în urmă, cred că mai mult de 10 ani, tot am ieșit noi cu marketplace-uri, atunci erau la vogă, da? Am ieșit și noi din cauza că am avut și avem cel mai mare site de anunțuri, 39.media. Și marketplace-ul era o soluție inevitabilă, da? Adică benefică pentru piață. Noi ne-am lăsat cu marketplace-ul, dar n-am mers departe. Una din problemele cele mai mari a fost la nivel de integrare. Da? Toți agenții economici cu care noi încercam să ne integrăm la momentul dat, acum 8-10 ani în urmă, site-urile lor nu prea lucrau, pe de o parte, pe de altă parte, eu spus că ok, dacă site-ul nostru nu lucrează, unde să ne mai integrăm și cu marketplace? De-aia noi am ieșit cu soluții SaaS, prin care am început să rezolvăm problemele clienților noștri, ca apoi să facem integrările cu marketplace-ul. De-aia, dacă e să împărțim problemele care apar în domeniul de e-commerce, aș împărți în trei părți. Da? Prima parte sunt antreprenorii care caută soluții IT, da? Pe ce platforme să-și dezvolte magazinul online. Da? Și aici este la alegere engine-uri care sunt deja existente pe piață, ele sunt foarte multe. De-aia dacă noi vorbim și mulți vociferează că este o problemă pentru a te lansa online la nivel de engine-uri, nu, alegerea este foarte mare. Dacă dați un pic pe Google, vă adresați la colegii din compania dumneavoastră, la mulți cunoscuți, prin 6 mâini ajungi foarte rapid la primul integrator de soluții IT. Calea aceasta o aleg mulți și aici este prima categorie de clienți care apelează apoi la noi. Antreprenorii de regulă aleg calea cea mai scurtă și cea mai ieftină, apelează la freelanceri. Cu freelanceri încearcă să lanseze, trec o lună, două, trei, patru, cinci, jumătate de an, un an, mulți sau din clienții noștri s-au lansat și 2 ani, da, au cheltuit foarte mulți bani, în jur 2-3 mii de euro pentru a se lansa și până la urmă nu s-au lansat. Asta e din primele probleme care apar la antreprenorii care doresc să se lanseze în comerțul electronic. De aia e foarte bine și vă sfătui, dacă și apelați la un furnizor de servicii IT, da, măcar să vedeți care este portfoliul, recomandările și câte din site-urile pe care ei le-au lansat sunt viabile. Partea a doua din clienți cu care noi lucrăm și sunt foarte multe probleme și până la pandemie și în timpul pandemiei, carantine instalate în Moldova și în toată lumea, de regulă nici noi nu putem de multe ori să-i ajutăm și asta e cea mai mare problemă în comerțul electronic, ține de automatizarea proceselor în compania dată. Pentru ca să lucrezi în magazin online, ai nevoie unul la mână, da, sincronizarea stocurilor pe online, cu primirea comenzilor, sincronizarea prețurilor și aici apar cele mai multe probleme. Ele sunt în jurul la 70%, aici este problema cea mai mare, da, în lansarea comerțului. Mulți au probleme la nivel de scrierea textelor, copywriting, da, mulți au probleme la nivel de poze calitative pentru produsele lor care nu le au din cauza că până acum, ok, ei aveau activitate offline,
Da, și nu puneau accent pe partea de prezență online. Pentru mulți, prezența online era mai mult la nivel de hobby. Da, ok, trebuie să am și eu, dacă am telefon mobil, cum era de mult, da, tot așa trebuie să am și eu un site. În momentul când s-a instaurat carantina, da, toți au înțeles că ele nu sunt gata, da, adică site-ul nu știu cum trăiesc cu viața lui, da, sunt mai mult la nivel de vitrină și pentru ca să activezi în domeniul online, trebuie să fie și site-ul pregătit, dar în același timp și staff-ul din companie să fie pregătit pentru a lucra în domeniul online. Este total diferit de comerț offline cu care a fost deprins până ca rapid să treacă doar în comerț online. Asta a fost problema cea mai mare. Mulți s-au reprofilat. Noi ne-am lansat, de exemplu, ca multe inițiative. Odată cu instaurarea carantinii, noi am ieșit cu inițiativă și pe tot parcursul carantinii am lansat gratuit magazinul online. Am ajutat mai mult de 80 de site-uri să fie lansate timp de o lună și jumătate. Mulți s-au lansat, alții sunt încă și în perioada de lansare, iarăși din cauza problemelor de sincronizări. Mulți nu s-au lansat din cauza că infrastructura lor nu era gata, din cauza că, de exemplu, au mai multe depozite, da, și depozitele nu sunt legate între ei. De-aia nu poți să înțelegi care este stocul și unde este stocul și aici apar cele mai multe probleme. Noi am făcut în foarte rapid, le-am ajutat pe mulți pentru a se lansa online. De-aia mulți deja au trecut de perioada asta de carantină și în timpul, adică în perioada asta de carantină, vânzările la cei care deja s-au lansat cu magazine online, vânzările au crescut cu 300%. Și le-a permis ca să treacă de perioada asta grea pentru toți, prin care noi trecem și urmează, cred că, noiembrie iarăși să avem valul 2 de restricții. De a recomand pentru toți antreprenorii încă o dată să-și privească infrastructura, să-și facă o revizie la cei ce, cum ei lucrează, cum lucrează partea de logistică. Asta a doua parte, cea mai mare, da, și problematică a fost la noi pentru economici, partea de logistică, din cauza că mulți s-au încercat cu propriile forțe, dar nu făceau față la numărul de comenzi online. Alții au apelat la alți integratori. Pe piață nu este prea mare alegere în Republica Moldova. Dacă vorbim la nivel de companii de livrare, este compania din Ucraina Nova Pocta. Este întreprinderea de stat Poșta Moldovei, care e foarte fani, dar odată cu instaurarea carantinei și-a întrerupt activitatea. După mine ar fi trebuit la nivel ca și medicii, da, să fie pe baricade și să ajute alți agenți economici în domeniul livrării. Dar asta e, da, noi deja putem doar constata lucrurile. Și ar fi bine, da, dacă ne ascultă și de la autorități, cumva să revizuie activitatea Poștei Moldovei și dacă va fi valul 2 în noiembrie, cumva și întreprinderea de stat Poșta Moldovei să ajute agenții economici cu integrări de API, cu posibilități de a redresa situația în timpul unei carantine posibile. Și partea a treia, tot foarte importantă, cu care mulți o ignoră, dar este a trei categorii de clienți care apelează la noi, este mentenanța site-ului. Toți uită că site-ul se lansează, totul este ok, s-a lansat, se bucură, dar dacă se lansează pe anumite engine-uri, noi înțelegem că sistemul IT este un sistem viu, care permanent este în evoluție, foarte mult lucruri se schimbă și la un moment dat site-ul care activează, da, poate să mai lucreze. Și mulți poate să apeleze la acești freelanceri sau cea care nu mai răspund și oamenii stau câteodată, adică sunt clienți la noi care au stat cu, de exemplu, cu logotipul vechi un an întreg, da, pe site și nu puteau schimba logotipul din cauza că nu puteau găsi cine le poate schimba datele pe site-ul lor. Asta e o problemă destul de mare, da, dar tu deja începi să o realizezi, să o înțelegi la momentul dat când te lansezi cu site-ul propriu de comerț electronic, asta sunt
probleme deja destul de mari atunci când tu te lansezi și platforma ta este cunoscută, ai mulți vizitatori, între clienți pe site-ul tău, dar ceva nu lucrează și tu primești foarte multe feedback-uri negative. Și atunci tu nu înțelegi ce să faci în cazul dat. Da? Ok, site-ul nu lucrează, dar n-am la cine apela, cine poate să-mi schimbi, și aici apar probleme și trebuie să te muți pe altă platformă. Adică sunt o groază de probleme care apar la capitolul dat. Eu vă povestesc din practica mea, noi ajutăm la capitolul dat și este destul de greu pentru ei să treacă perioada dată. Asta așa în linii generale, da, dacă e să împărțim în trei etape, da, cu ce probleme se confruntă antreprenorii care se lansează în comerț online. Dacă e să vorbim în general ce ar fi trebuit de schimbat la nivel, nu știu, legislativ sau alt aspect în Republica Moldova, da, primul, aș, după cum și-am menționat, partea de logistic și livrări. Chestia asta trebuie cumva ridicată la nivel național, că într-adevăr este o problemă foarte mare, mai ales cei care se ocupă cu comerțul electronic. Și trebuie să avem în jurul la 10 jucători pe piață cu livrarea destul de bună pusă la punct pentru ca ceilalți antreprenori să se interconecteze cu ei și să aibă o stabilitate sau un backup în caz de o companie de livrare nu face față la valul de comenzi care apar în perioadele critice. Partea a doua ce ține de plăți online, da, adică integrări sunt foarte multe, sunt foarte multe procese în centri la noi în Moldova și la Victoria Bank, Banca Transilvania, și Moldova Agroin Bank și Moldincom Bank, asta ține de plăți cu cardul, sunt și cu wallet-uri gen Paynet, tot așa integrări sunt de avansați din punct de vedere IT. Și au un API foarte, foarte intuitiv și ușor de integrat. De aia, adică, ce se de plăți, nu prea văd probleme, dar sunt doar la nivel de comisioane. Da? Asta e problema veșnică din cauza că mulți antreprenori care se lansează sau vând ceva, au un adaus, de exemplu, comercial 1%. Și în momentul când achită cu cardul, da, el trebuie să dea, nu știu, 3% comision. Deci să primești că este o surpriză destul de neplăcută pentru unii când trebuie să dea comisiune mai mare decât adaosul comercial. De aia chestia asta ar fi trebuit de revăzut și acum noi discutăm și cu mai multe bănci. Ca o soluție ar fi dezvoltarea și este mobile banking-ul, da, internet banking. Sunt în mai ales în 2019, n-am văzut în statistică la colegul meu de la Banca Națională, da, în privința la utilizatori de mobile banking, dar a fost un boom destul de mare în 2019 față de 2018. Și ar fi ca o modalitate pentru a micșora comisioanele prin utilizarea plăților prin internet banking și mobile banking. Chestia asta noi deja o discutăm și la nivel de Asociația Companiilor IT, ATIC, în Moldova. Sunt companii din Moldova care sunt gata, sunt destul de puternici, noi avem foarte multe companii IT care pot să facă legăturile între bănci la nivel ca să creeze infrastructură locală, da, gen Q-System, care are experiență și în Moldova și exportă serviciile pe plan internațional. Noi ne mândrim din cauza că, într-adevăr, avem companii IT foarte multe, poate multe nu sunt cunoscute, dar, într-adevăr, își fac lucrul lor. Cei ce ține de plăți, iarăși am dorit să adresez colegului de la Banca Națională, și am foarte multe întrebări care parvin la noi, da, ține de PayPal. Noi avem, da, ce ține de PayPal, da, la noi este o problemă, că, adică sunt clienți care exportă, da, și după cum și-ai menționat, utilizează piețele din care unii exportă, da, și nu folosesc PayPal-ul,
dar nu pot primi plăți legal pe persoană juridică. Dacă aveți ceva noutăți la capitolul dat, din partea companiilor și clienții în Moldova, vom fi recunoscători. Cunosc problema. Am avut și petiții de la persoane juridice. Totuși, noi ținem să menționăm că PayPal nu este o companie locală, adică ea nu se supune regulilor locale. Faptul că ea oferă astfel de servicii către persoanele juridice din Republica Moldova este bine, dar la momentul când intrați într-un raport juridic cu PayPal și dați acceptul pe toate condițiile, ei spun că se aplică legislația probabil Singapore sau Luxemburg, independent de ce plăți primiți. La nivel de Banca Națională, noi nu știm ce soluții să oferim pentru persoanele care acceptă plăți prin PayPal. Din discuții tot timpul s-a pasat problema fie pe băncile noastre, că într-un fel băncile sunt vinovate de faptul că nu pot primi transferul de la PayPal și să-l pună pe contul prestatorului, persoanele juridice care acceptă, și băncile pasează pe PayPal că efectiv transferul nu are loc. Sincer, până când PayPal nu va avea o prezență fizică sau cel puțin o reprezentanță în Republica Moldova, discuțiile între banca centrală și un astfel de prestator pot avea loc doar la nivel de, mă rog, o simplă comunicare. Adică nu este un raport dintr-o autoritate de reglementare și supraveghere și o entitate supravegheată. Este doar la un nivel de conlucrare sau cooperare. Și structura birocratică a PayPal nu prea permite soluționarea eficientă acestor probleme. Cunoaștem despre problemă, noutăți nu am ce să vă spun. O să încercăm la nivelul sau prin instrumentele disponibile, poate cumva să ajungem la un numitor comun sau să ajungem la o soluție care o să fie reciproc convenabilă. Dar la momentul când o persoană juridică încheie contracte cu PayPal, ar fi bine să negocieze, dacă este posibil, condițiile. Și anume momentul ăsta cu scoaterea banilor pe conturile din Republica Moldova. Ok, dacă vă putem ajuta în privința, adică cu asociația companiilor IT și facem o masă rotundă în privința la subiectul dat, noi avem și FinTech comitet în cadrul... Da, noi cunoaștem, dacă va fi necesar, vom discuta. Referitor la soluțiile de mobile banking, chiar acum am verificat, dumneavoastră ați menționat că planificați să integrați cu soluțiile de mobile banking, să integrați anumite modalități de plată prin acestea. La moment sunt aproximativ 600.000 de utilizatori a soluțiilor mobile banking dezvoltate de băncile noastre. Este o cifră bună, însă nu este perfectă. Adică este unde să crească și probabil vom putea vorbi despre o cifră perfectă când cel puțin 1,5 milioane sau 2 milioane de utilizatori vor fi. Nu, eu aș vrea să menționez, adică faptul că noi vorbim despre dacă noi vorbim de cifră de 600.000 de utilizatori, este un auditoriu foarte activ. De ce mulți nu folosesc plata cu cardurile? În cauza că au frică, da, pentru că vor pierde ceva date, da, sau vor fi fraudați. Da. Internet un pic scoate frica asta de pe oameni și dacă tot iarăși revenim la nivel de dezvoltare e-commerce în Moldova, noi am putea mișca lucrurile în direcția dată. Aici iarăși este nevoie de un consorțium, da, între jucători de pe piață care oferă servicii, da, IT, pe de altă parte băncile, da, ca și Banca Națională, pentru ca să ajungem la un consensus cum am putea
chestia asta în mișca. Da. La nivel de mobile banking există și aici anumite rezerve, pentru că majoritatea soluțiilor dezvoltate de către bănci în prezent cumva sunt foarte limitate la utilizarea cardurilor, adică utilizarea conturilor la care sunt atașate carduri și mai puțin pe conturi care nu au carduri. Am vrea să vedem o dezvoltare și în acest domeniu pentru a putea utiliza plățile interbancare mai pe larg, fără carduri. Asta ar putea posibil reduce și din costuri, în special pentru plățile care au loc la nivel local. Din păcate, la moment, dacă nu greșesc, doar Victoria Bank oferă mobile banking fără card, în sens că permite utilizarea conturilor la care nu sunt atașate carduri. Celelalte... Ține de bancă. Da, adică asta nu poate fi reglementat și nu trebuie să fie reglementat. Asta este o oportunitate a pieței care este dirijată exclusiv de regulile pieței și de cerința utilizatorilor. Da, corect. Mersi mult. Am vrut și dacă noi vorbim la capitolul de soluții noi care noi oferim, da, sau ce mai dezvoltăm noi pe piață. Dacă toți sunt mulți colegi juriști, da, și noi acum dezvoltăm și a fost prezentarea la semnătura mobilă și semnătura electronică. MSIG acum la moment oferă posibilitatea de semnare a documentelor, adică unilateral, tu în carte l-ai semnat și primul l-ai expediat. Da, noi acum am dezvoltat deja și integrăm deja la mai mulți clienți posibilitatea de semnare colectivă, da, a unui document prin semnătura mobilă, electronică, da, adică pe stick, ce ține de semnare documentului, și asta este un lucru destul de bun pentru când este semnarea unui document mai mult de o persoană, 2, 3, 4, 5 la nivel de asociație. Noi ne întâlnim permanent în cadrul ATIC cu problema dată când trebuie să semnăm un contract și trebuie cumva, și noi toți dorim, noi toți avem semnătura mobilă, dar pentru asta este cam nevoie prin M-Sign. De-aia, deja când vom lansa platforma dată, da, vom oferi gratuit pentru asociații, pentru ca să poată folosi pentru semnarea documentului de mai multe persoane, mai mult de o persoană. Asta din chestii noi pe care noi acum le lansăm. Doi la mână și ține de comerț online, noi mai departe ajutăm agenții economici din Moldova pentru a se lansa rapid cu un magazin online, plus dezvoltăm și multe soluții pentru marketplace-uri, așa că oricând apelați la noi, da, și noi suntem deschiși pentru a discuta orice tip de proiecte de e-commerce. Roman, dacă permiți să acord o întrebare. Tu ai menționat despre ce că dezvoltați o soft care ar permite semnarea documentului colectiv. Dar cum are loc, cum să aibă loc la nivel practic autentificarea semnatarului? Va fi folosit platformele M-Pass, M-Sign? Este, va fi integrat în internet? Vor fi două statuturi. Este modalitatea ca soluții SaaS, da, adică va fi un site id.media, puteți intra și acum, el este în perioada de test. Dacă poți să repezi, rog. ID, ca de la document, id.media, da, unde ne va lansa platforma de asta, va fi soluții SaaS, plus vom face și soluții standalone, de exemplu, pentru organizații care au nevoie, de exemplu, să fie, nu știu, după securitate, ca să fie în infrastructura lor integrată. Da, și atunci noi oferim și soluții stand-alone în cadrul companiilor. Așa că va fi o chestie foarte bună pentru companiile din Moldova și pentru top management, pentru management în cadrul companiei care fiecare zi semnează foarte multe documente. Mulți lucrează și acum de la domiciliu, da, și este foarte greu ca să
puși după fiecare ca să semnezi un document unde sunt mai multe persoane. Noi venim cu așa soluții să ajutăm. Deci platforma asta va permite doar semnarea documentelor private, da? Cum ar fi acorduri, cereri, careva documente între persoane juridice private sau persoane fizice. Da, corect. Vă mulțumim foarte mult, domnule Știrbu, și din perspectiva de reprezentant ATIC ne-ați dat mai multe vești bune, așa că lumea sigur va folosi și va vedea platforma aceasta id.md. .md. Vreau să mergem, pentru că am terminat prezentările noastre. Iată, a venit și un moment foarte așteptat, și anume acela al întrebărilor. Vreau să citesc primele întrebări. Spre exemplu, probabil Carolina Pârcălab ne va putea răspunde. Ne spunea unul dintre cei care ne privesc, și anume Valerian, provocări de dreptul concurenței. Cazul Enter Darwin Smart, tot mai des la nivel neoficial se discută despre acest caz. Despre cine nu cunoaște, după anul nou toți au început a vorbi despre faptul că neoficial toate trei au fuzionat la nivel de patron oficial, încă sunt concurenți falși. Ar trebui Consiliul Concurenței să se autosesizeze. Carolina, cred că ai putea tu să ne dai cât mai multe detalii. Da, desigur. O să încerc, dar o să rog pe colegul meu să... Da, mai încet. Computerul. Deci, în primul rând, ceea ce vreau să menționez, s-au nominalizat niște întreprinderi. Deci, îmi cer scuză față de persoana care a adresat întrebarea, dar din motivul că aceste întreprinderi nu participă astăzi la acest, probabil nu participă, nu știu dacă sunt conectate și nu au posibilitatea de a veni cu o reacție, nu va fi corect să stăm să analizăm vreun comportament pe piață a lor. Din sursele deschise, din informația care este plasată pe site-ul Consiliului Concurenței, există așa informații, într-adevăr a fost deschisă o investigație. Din păcate nu putem ști s-a finalizat sau nu, nu există o decizie pe marginea acestui caz. De aceea ne vom abține de la a face careva calificări juridice la adresa unor comportamente. În același timp, ceea ce pot să spun, atunci când în piață există careva semne de încălcări a legislației concurenței, a legii concurenței, Consiliul Concurenței poate iniția investigații din oficiu, dacă informația din sursele disponibile, inclusiv sursele publice, mass media, sunt suficiente pentru a identifica careva semne de încălcări a legii, sau se poate fi sesizat la cererea actorilor din piață. Și în cazul în care există semne, Consiliul Concurenței inițiază investigația care, în cadrul căreia se va examina comportamentul. Ceea ce vreau să vă spun este că analizarea unui comportament economic, comercial, sau unei practici comerciale prin prisma legii concurenței nu este un exercițiu ușor. Și necesită informații despre piețele relevante unde a avut loc potențial comportament care presupus anticoncurențial. Și uneori ceea ce auzim în mass media despre anumite comportamente, atunci când sunt analizate mai atent, se dovedesc a fi încălcări, poate și încălcări, dar încălcări de dreptul civil, de exemplu, drept comercial, dar nu și de dreptul concurenței. De aceea este foarte dificil de a veni cu un răspuns cert dacă există sau nu o încălcare a legii, bazându-ne doar pe informația care circulă în mass media. Am înțeles și vă mulțumim foarte mult
pentru lămuriri. Mai am aici întrebări. Scuze, voiai să mai adaugi ceva sau? Nu. Ok, mergem și către întrebările următoare. Spre exemplu, Andrei ne întreabă dacă putem să desfășurăm un pic tema impozitării participanților. Așa că dacă ne poți ajuta tu, Carolina, sau dacă nu, să vedem care dintre speakeri. Da, aș putea să intervin eu și desigur dacă ceilalți participanți pot să intervină și dumnealor. Impozitare, nu există reguli speciale de impozitare a participanților la raporturile de comerț electronic. Se vor aplica aceleși reguli generale de impozitare a venitului, fie din activitatea de întreprinzător, fie din activitatea economică, fie din activitatea, dacă sunt obținute careva remunerații salariale sau din contracte civile. În ceea ce privește, da, există o nuanță specifică comerțului online și anume magazinelor online, care la fel am descoperit-o spre rușinea noastră a juriștilor specializați în impozitare în perioada pandemică, și anume o taxă locală de 10.000 de lei anual, care se achită pentru desfășurarea activității prin magazin online ca unitate de comerț. Pentru anul 2020, cel puțin din municipiul Chișinău ne-a bucurat că a înlăturat această taxă, dar această taxă locală exista și există riscul să apară din nou după trecerea pe aceste perioade pandemice. În cazul în care va exista intenția de a repune în aplicare aceste taxe, ar fi bine de analizat cât ea este de necesară, în special de atras atenția la caracterul specific a unui magazin online care nu este unul teritorial și nu poate fi limitat în limitele unei unități administrativ-teritoriale. Online-ul, internetul nu are frontiere, nu are limite și respectiv un magazin online poate executa comenzi și face livrări și în afara municipiului și în afara țării. Am înțeles. Mai avem tot de la Andrei o întrebare despre care ar fi condițiile de a beneficia de internet acquiring. Deci probabil se adresează mie întrebarea. Așa. Este o întrebare bună, dar puțin aș vrea o puțină desfășurare. Probabil nu va fi posibil aceasta. Voi răspunde așa. Serviciile de internet acquiring, în română eu le numesc acceptarea operațiunilor de plată, de regulă sunt prestate de prestatorii licențiați. În Republica Moldova, după cum am spus anterior, sunt băncile licențiate și prestatorii nebancari. Cea mai simplă soluție ar fi să te adresezi la unul din acești actori cu o solicitare de a-ți presta acest serviciu. În același timp, servicii de internet acquiring sunt prestate și de anumite societăți IT, anume sub aspectul integrării site-ului tău de comerț electronic cu un gateway electronic sau un post virtual, așa numit post virtual, care va permite acceptarea operațiunilor de plată electronice. Foarte mult depinde de, cum am spus anterior, piața în care dorești să vinzi produsele și mult depinde de categoria de persoane pentru care tu vrei să vinzi aceste produse. Dacă e vorba de un comerț electronic local, este probabil cel mai bine să te adresezi la un prestator local sau la o societate IT locală care îți va integra aceste produse și îți va facilita procesul de acquiring prin internet. Dacă vrei internațional, probabil este mai bine să scrii prin Google Payment Processing în țara cutare sau în regiunea cutare
și vei primi cele mai bune oferte de la jucătorii deja internaționali. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ajutat să-i răspundem lui Andrei. Tot Andrei și cred că tot dumneavoastră se adresează, ne întreabă care este procedura pentru ramburs, inclusiv procentele pentru ramburs. Iarăși, rambursul, din câte înțeleg, este returnarea plății. Și aș vrea să aflu din ce rol întreabă Andrei, din rol de comerciant sau rol de plătitor? Pentru că returnarea plății poate fi atât la inițiativa comerciantului, cât și la inițiativa plătitorului. Nu ne pentru, spune, dar dacă da, puteți să ne... Le spun pe ambele. Pentru comerciant suntem în situația în care acesta va... trebuie să obțină o autorizare a rambursării de la prestatorul său de servicii. Această autorizare se eliberează pentru a evita istoricul de chargeback-uri. Probabil folosesc un limbaj mai specific, dar sincer nu cunosc echivalentul în română la acest termen. Orice comerciant, la momentul când el beneficiază de servicii de acquiring, acesta are o marjă de chargeback-uri sau de anumite rambursări la inițiativa plătitorilor admise. Dacă el trece de acest procent, lui îi se pot refuza prestarea serviciilor de acquiring. Și pentru a evita aceste chargeback-uri, este mai bine ca comerciantul să fie de bună credință și să conlucreze mai mult cu plătitorii sau cu clienții săi pentru a iniția rambursări la inițiativa sa. Despre procente chiar nu pot să vă spun. Pentru comerciant, aceste procente se negociază la momentul încheierii contractului pentru serviciile de acquiring. Pentru plătitor, cum spuneam anterior, rambursarea plății poate avea loc la o solicitare de chargeback, adică la o solicitare de returnare a plății din inițiativa plătitorului, în cazul în care acesta observă că comerciantul nu conlucrează și el e convins că nu a primit bunul sau a primit un bun necorespunzător, acesta poate iniția o acțiune de chargeback. De regulă, acestea sunt cu plată pentru plătitor și dar impun anumite consecințe pentru comerciant. Astfel, mă rog, din ce am reușit să mă uit, comisioanele publice pentru plătitori la noi sunt variază pentru plățile locale începând cu 20 de lei și pentru plățile internaționale pot ajunge până peste 200 de lei pentru un astfel de chargeback. Adică pentru bunuri de mică valoare uneori chiar nu este oportună inițierea unui astfel de rambursare. Așa este și probabil pe parcurs, pe viitor, s-ar mai putea schimba legislația. Știu că și pe multe piețe, inclusiv dacă nu mă înșel pe piața din România, s-au schimbat puțin și sunt mai ușoare aceste rambursări sau, mă rog, returnarea produselor. Dacă nu ești mulțumit de în timp de X un număr de zile, poți să rambursezi fără să ai costuri. Da, asta ține de dreptul de retragere a consumatorilor. Da. Totuși, da, inclusiv și directiva PSD2 a adus unele modificări în acest sens, că aceste comisioane ar trebui să fie limitate la costurile efective pe care le suportă prestatorul. Adică, la moment, în Republica Moldova există unele prevederi, totuși în privința acestor chargeback-uri, noi nu avem prevederi specifice. Până când? Așa. Și tot pe dumneavoastră vă vizează și întrebările următoare, cel puțin de ce există depozit din suma tranzacționată pe cont timp de 30 de zile, ceea ce incomodează vânzătorii să gestioneze lichiditățile din realizarea comenzii?
Probabil cea mai bună sau adică este cei mai îndreptățiți să răspundă la această întrebare ar fi băncile sau prestatorii care au inventat acest depozit. Tot ce pot să spun că nu este un depozit reglementat sau nu este cerut de careva acte normative în vigoare. Este o invenție pur comercială. Din discuțiile cu prestatorii, înțeleg că ei își acoperă careva riscuri. Totuși, la momentul când vi se invocă un astfel de depozit, tot ce pot să vă sugerez este să îi cereți, adică nimeni nu vă poate interzice, să îi cereți prestatorului să justifice necesitatea unui astfel de depozit. Adică este o practică la nivel de piață care nu este prevăzută de acte normative și probabil ar fi cel mai bine să întrebați prestatorul de ce el are nevoie de acest depozit. Am înțeles, mulțumim pentru că am lămurit și acest aspect. Irina ne mai sugerează dacă i-am putea vorbi despre bonul de casă pe care trebuie să-l livreze cei care au comerț electronic. Este, eu nu înțeleg exact întrebarea, că e un pic diferit probabil față de la noi, dar se cere, se solicită comerciantului să trimită împreună, prin curier și bonul cunosc de casă? Cunosc despre situația asta, nu știu dacă sunt cel mai potrivit pentru a da un astfel de răspuns. Probabil colegii, dacă ar fi fost colegii de la Serviciul Fiscal de Stat, ar da un răspuns mai bun. Știu că în trecut era problema că bonurile de casă erau cumva limitate din punct de vedere tehnologic și trebuiau să fie doar pe format de hârtie, însă aceasta deja nu mai este o problemă. Dacă nu greșesc, deja din 2018 sau 2019 există un regulament al serviciului fiscal care permite eliberarea bonurilor inclusiv și în format electronic. Adică nu suntem cumva limitați ca să printăm hârtie și să livrăm odată cu produsul. Putem să îi livrăm bonul și prin anumite mijloace electronice cu condițiile, dacă nu greșesc, regulamentul cu privire la mașini de casă și control sau ceva în genul. Că nu sunt sigur la denumire, dar știu că există prevederi care permit eliberarea bonurilor inclusiv în format electronic. Am înțeles. Mulțumim mult. Cred că am finalizat întrebările care vă vizau în mod expres pe dumneavoastră. Știm că a fost lungă participarea dumneavoastră astăzi aici, alături de noi. În schimb, să știți că feedback-ul este foarte bun. Au fost foarte mulțumiți și au apreciat și prezentarea, dar și prezența dumneavoastră în cadrul acestui eveniment și vă mulțumim foarte mult. De asemenea, ne-am bucurat să putem avea răspunsuri și la următoarele întrebări și anume cele pe care cred că îi vizează pe avocații de la ACI Partners. Așa că, Adrian și Carolina, dacă sunteți atenți, mai avem câteva întrebări și anume când va fi posibilă utilizarea semnăturii digitale străine. Știu că Adrian ne-a mai vorbit despre semnătura electronică, poate ne ajută și de data aceasta. Adrian nu este în secunda aceasta aici, dar nu este nicio problemă. Raluca, cum sunt aici? Da. Gata. Deci, trebuie să repet întrebarea referitor la posibilitatea folosirii semnăturilor electronice străine. Da, ne întreabă cineva când va fi posibilă utilizarea semnăturii digitale străine. Cadrul legal, deci legea, privire la semnătura electronică și documentul electronic oferă și cunoaște semnăturile electronice eliberate de către centrele de certificare străine. Doar stabilește careva condiții pentru a fi aplicate în Moldova.
La nivel practic, nu cunosc care ar constitui impedimentul din ce cauză nu se folosește semnătură electronice de peste hotare. Dar actul normativ de bază oferă valabilitate și documentul electronic semnat cu semnătură electronică străină. Am înțeles. Mergem și către o altă întrebare. Mă rog, ne mai spune cineva că Unipost Express a fost disponibil pe tot parcursul pandemiei, probabil la un moment dat în timpul unei prezentări. Cineva ne mai întreabă dacă în Republica Moldova este posibil de acasă să deschizi un magazin online, începând cu înregistrare SRL, licență de comerț, și operator date personale. Da, după cum am menționat în prezentarea mea, este nu numai posibil de a obține actele permisive prin intermediul platformei guvernamentale actpermisiv.gov.md, dar este posibilitatea, este opțiunea de a înregistra persoana juridică prin intermediul căruia va fi dezvoltat și administrat magazinul online. Este această opțiune, doar că oricum va fi nevoie de a se prezenta fizic în fața registratorului care înregistrează persoana juridică. Notificarea pentru activitatea comerțului online deja am prezentat atunci, este posibil online și majoritatea actelor necesare pentru desfășurarea activității prin intermediul magazinului online pot fi comandate online cu ajutorul semnăturii electronice și prin autentificarea platformei guvernamentale M-Pass. Inclusiv și notificarea după lansarea, până la lansarea magazinului online, notificarea la Centrul de Protecție a Datelor Caracter Personal, de asemenea, este posibil de a prezenta formularul online. Este perfect așa. Mulțumim mult pentru răspunsul dumneavoastră. În mare parte întrebările s-au terminat. Aș mai vrea, dacă se poate, să mai amintesc eu câteva întrebări. Dacă sunt date despre faptul că numărul magazinelor e-commerce au crescut în ultima perioadă sau de la începutul acestui an, poate domnul Roman Știrbu, reprezentantul ATIC și CEO Simpulse, poate să ne spună mai multe lucruri și de asemenea dacă cam care sunt preferințele cumpărătorilor, ce tipuri de magazine online sunt mai des întâlnite și au rezultate mai mari. Nu știu, dacă vorbim de electronice și electrocasnice, dacă vorbim de produse bio, dacă, nu știu, care, cam care ar fi trendurile așa în Republica Moldova acum? Ce este din trenduri? Cam toate sectoarele și-au activizat lucrurile, da? Toți comercianții care erau până acum axați pe offline au încercat acum să-și desfășoare activitatea pe online, toate aspectele, da? Noi vorbim și de, cum ai menționat, și electrocasnice, da? Cam aceeași situație ca și în România, da? Adică sunt toate sectoarele s-au activizat și la nivel de livrare de food, da? La nivel de produse alimentare, restaurante, da? Care rapid și-au s-au reorganizat pe prezență online. Dacă noi vorbim de pool-ul nostru de clienți, da? La moment avem deja peste 250 de online magazine pe platforma shopprice.md. Majoritatea sunt ce de electrocasnice. La noi sunt deja practic foarte mulți clienți la nivel de farmacii online care se dezvoltă. Și deja noi mergem, la noi specializare un pic așa mai sectorial, da? Noi mergem sectorial când dezvoltăm soluții din cauza că când iei un sector, tu înțelegi care este specificul ei. Și deja noi luăm și interacționăm cu toți jucătorii de pe piață pentru a le dezvolta soluțiile cât mai bine pentru tipul lor de business.
Am înțeles și mulțumim mult pentru completările acestea. Era foarte important să vedem exact și o radiografie așa cât de cât a pieței online din Republica Moldova. Am văzut de asemenea și că zona aceasta de semnătură electronică, contracte și așa mai departe sunt foarte bine puse la punct. Am văzut că pur și simplu de acasă sau, mă rog, din birou, mai ales că acum sunt restricții și nu se poate pleca foarte mult la birou, fiecare de acasă poate lucra și poate să deschidă fiecare dintre noi un magazin online. Apelează sigur la consultanții juridici, reprezentanții ACI Partners sunt cei care au soluții foarte bune pentru zona aceasta și vă pot ajuta, au o experiență foarte mare și se poate face totul online, foarte simplu. Am văzut că că trebuie să se aplice mai multe schimbări propuse de directiva europeană privind plățile sau comisioanele sau poate chiar rambursul. Deci mai sunt lucruri de îmbunătățit. Sperăm noi ca până data viitoare, când vom avea ediția a doua a acestei conferințe PRIA e-commerce în Moldova, să avem și mai multe noutăți și să vedem că lucrurile s-au dezvoltat și mai bine și că au crescut și numărul celor care folosesc internet banking-ul și că digitalizarea aceasta este folosită cât mai mult și astfel poate să ajute business-urile să se dezvolte. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați privit și până acum și care ne-ați adresat foarte multe, foarte multe întrebări. Mai avem aici o întrebare adresată domnului Marius Ghena, care era prezent la începutul evenimentului. Nu mai este prezent acum în eveniment, dar ne-a rugat să luăm aceste întrebări și să îi le trimitem și va avea un răspuns. Așa că vă rugăm să ne trimiteți și adresa dumneavoastră de e-mail și vă vom trimite răspunsul la această întrebare. Și nu în ultimul rând, mulțumesc bineînțeles partenerilor noștri, ACI Partners, partenerilor media, pe care vreau să îi amintesc din nou: telegraf.md, economica.md, știri.md și point.md. Mulțumim foarte mult pentru sprijin și mulțumim tuturor lectorilor, și anume Carolina Pârâcă Lab, avocat ACI Partners, domnul Marius Ghenea, antreprenor și managing partner la Catalyst România, domnul Cristian Onica, specialist principal al Departamentului de Sisteme de Plăți a Băncii Naționale a Moldovei, domnul Adrian Sorocean, avocat ACI Partners, și domnul Roman Știrbu, CEO Simpas, dar și reprezentant în cadrul asociației ATIC. Mulțumim foarte mult și am vrea să vă invităm să vă înscrieți și pe platforma de networking și să vă invităm să ne dați feedback asupra temelor pe care le-am abordat astăzi în cadrul evenimentului și să ne trimiteți pe e-mail chiar posibile alte teme care sunt de interes pentru dumneavoastră pentru edițiile următoare. Ne oprim aici cu toate discuțiile de astăzi. Mulțumim încă o dată tuturor și o după-amiază frumoasă să avem!